Bună ziua dragii mei, uh, am profitat de ziua asta liniștită de duminică, nu-i trafic în oraș, l-am invitat pe prietenul meu Ștefan la o nouă discuție. Acum nu mai vorbim despre viața lui pe care deja o știți și ați auzit-o și sunteți la curent... Uh cine este Stefan Jicol și cum a ajuns astăzi aici unde este. Vreau să l-am invitat în calitate de specialist, pentru că Stefan știți că a făcut facultatea de științe politice, este foarte conectat la mediul de politic și în guvern și vreau să ne spună, oamenii trăiesc în incertitudine, în frică, în spaimă, datorită războiului din Ucraina, datorită crizei economice care se adâncește, datorită inflației și l-am chemat aici să ne facă o analiză, să ne spună încotro ne îndreptăm și cât va mai dura, Practic asta e întrebarea pe buzele tuturor, cât va mai dura nebunea asta, criza asta și în ne îndreptăm. Salut Ștefan! Mulțumesc Sorin pentru invitație. Uh, Într-adevăr, trăim o perioadă de incertitudine, întâlnesc în fiecare zi oameni speriați, efectiv speriați pentru că știrile astea în loc să îi liniștească mai rău îi agită. Ca și știle cu COVID-ul, la fel, aceeași da, poveste Oricum, nici COVID-ul nu s-a stins Să ne gândim, China în momentul de față Are mari probleme pentru că au ținut Doi oameni cu măști Și practic oamenii și-au pierdut Imunitatea și sunt Foarte vulnerabili pentru că Și Bolile astea au o, anum o anumită Logică, dacă eu mă protejez foarte mult Practic Mi -e slăbesc sistemul interi pentru că Organismul meu nu mai luptă cu nimic de asta, cum spui tu, că mănânci mai, nu din gunoi, dar dacă scapă un mor pe jos, tu îl mănânci. Și asta toată lumea, oai, cum, nu-l speli, nu-l... Așa am fost așa... obișnuit de mă, mic, nu mănânc fructele spălate, dar am pățit nimic, a, sunt total imun. E ca și la care se vaccina de mic cu venind de viperă și după aia mă mușca vipera și nu mai pățea nimic. A, e același da, lucru. O imunizare graduală, să numește. Uh, Într-adevăr, trăim uh, în niște vremuri foarte grele. Uh, sunt niște crize cumulate. Avem, uh, în primul rând, trebuie să înțelegem ca să știm unde suntem, trebuie să, să, vedem de unde venim, ce s-a întâmplat până în zilele noastre. Și avem de a face cu un război mondial. Deci trebuie să înțelegem că există un război mondial. Cred că toată lumea și-a dat seama că nu doar Ucraina și cu Rusia sunt implicate în conflictul ăsta. Ca dovadă, deja toate țările occidentale trimit tancuri, deja au luat decizia să trimită... Deci participă într-un fel sau altul la conflictul ăsta. Da, și trimit nemții, trimit... Care e definiția până la urmă a războiului mondial? Ce înseamnă război mondial? Înseamnă că uh, și alte nații să fie combatante cu arma mână sau doar să se implice, cum ai zis tu, cu armament, cu ajutoare, cu asta? Ce, care e definiția războiului mondial? Sunt, -sunt colbeligeranți. Ei pot ajuta material sau cu trupe sau doar uh, informațional sau în diverse forme. Acum aflăm că Brazilia, de exemplu, trimitea arma, până și Brazilia trimita armament în Ucraina. Acum actualul președinte Lula, care este de partea lui Putin, a fost o a fost alegeri în Brazilia în decembrie și s-a schimbat Bolsa Bolsonaro cu Lula. Bolsonaro era cu partea americană, Lula era cu chinezii și cu rușii. Și Lula a anunțat că nu mai nu mai face muniție pentru frontul ucrainean o știre extraordinară care circulă pe toate postele de scumpănă și Brazilia trimitea armament în Ucraina, înseamnă că este deja mondial și numai european, nu mai Germania, Franța, Polonia trimit sau Statele Unite. Înseamnă că toate țările lumii conlucrează cumva. Mai mult, și de partea cealaltă, Statele Unite au prezentat Chinei o listă cu firme chinezești, săptămânile trecute, firme chinezești care ajută Rusia în efortul de război. Dar China s-a declarat de o parte și de alta, cum s-au declarat țările occidentale de partea Ucrainei. China a declarat oficial că este de partea Rusiei. Oficial nu, dar susține Rusia din toate punctele de vedere, nu recunosc, nu au, au avut nicio declarație cu privire la invazia din Ucraina de anul trecut din februarie, din 24 februarie. Deci, din toate, toate perspectivele uh, și toate elementele, se pare că China sprijină, și e foarte posibil că americanii să aibă dreptate, să sprijină, inclu să sprijină inclusiv cu uh, elemente materiale, adică ce înseamnă uniforme, căști, muniție sau poate să orice. Există și acuzații din, alte acuzații din partea Statelor Unite că Corea de Nord, a lui Kim, Kim Jong-un, ar trimite muniție și armament în, în pe frontul din Ucraina. Rusia, au, iar, că au început un război fără să aibă suficient armament și muniție? Că ziceau că este a doua putere sau prima putere militară după american sau înainte americană sau cum vrei să o iei? Trebuie să înțelegem Rusia ca fiind o ciudățenie militară. În primul rând, hai să ne gândim la logistică. În Rusia, armata Rusiei nu folosește palet, tradiționalul palet pe care se transformă marfa în Occident și pe care armata occidentală. Încep, a, de lemn care iei le cu care e cu și... Și în carci Rusia nu are așa ceva, lucrează cu niște lăzi de, de lemn în care pun și obuze, pun și arme, și uh, calajnicoavele, și părțile de tun. Și... Deci au niște lăzi standardizate, închise, cu niște mânere așa de sfoară, care sunt încă din primul război mondial, din vremea mareșalului Brușilov și a țarului Nicolae al II-lea și cu astea lucrează. De, în primul rând, Rusia deci, este atipică, e foarte greu de comparat sistemul logistic rusesc cu cel occidental. Sistemul logistic rusesc e foarte bun pe, 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 supra, pe distanțe lungi. De exemplu, poate să aducă de la Vladivostok din extrem orient, de la 7000 de kilometri în Ucraina, din depozitele de pe coasta Pacificului, își pot aduce armament, dar până la o gară. Dar de la gară aia, chiar dacă mai sunt doar 70 de kilometri, rușii îl transportă foarte greu, pentru că se descarcă manual din tren, se încarcă manual în camioane și trebuie să ajungă pe front. Deci ei sunt, mă de, la, de între întrebarea ta, adică în completarea întrebării tale, rușii sunt atipici, ei au mers pe sisteme așa zis de succes, care au fost foarte utile și în primul război mondial și în al doilea război mondial, cu care au, cu care au învins practic, Ei deci atât de, atât de succes suntem noi, că uite, am învins Vermachtul, la vremea respectivă, cea mai mare armată a lui Hitler și din, cea mai puternică din lume. Dar sunt sisteme diferite, și ei se bat pe. Știm foarte bine care este miza. Miza este Ucraina, în principiu, care este cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește producția agricolă, res, resursele hidrografice, energetice. Au Ce cam acum, centrale, că de tot le bombardează, nu? Da, vorbesc în primul rând de cele atomice. Gândește-te că Zaporojie e cea mai mare centrală atomică din... Uh, are șase grupuri, ori 950 de megavați, deci este una dintre cele mai mari din Europa. Noi, Cernavod, avem două grupuri, ori 750. Deci avem 1400 și la ei cât înseamnă? Uh, 950 ori 6... 54, semn... 5450. Mai mult. 5750. 6400. 6. Da, 6, mă rog. 954. Da. Și cu 50, că e 950 noi nu numai. 950. Ci. Da. În sfârșit. Și uh, deci au o producție extraordinară energetică, agricolă și au și foarte multe resurse minerale care sunt în foarte mare căutare. E foarte aproape de Europa, industria ar putea să o folosească. Uh, dar uh, există și o diferență între cele două blocuri militare mari, Statele Unite cu aliații săi occidentali și Rusia și China cu aliații săi, Iranul, Myanmarul, Corea de Nord, uh, Djibouti, uh, Nigeria, care este tot a chinezilor, sau din, mergem în America de, nord, în America de Sud, partea de Nord, uh, Venezuela, Cuba, Brazilia, acum cu Lula, care a venit să pare că este filorus și filochinez. Deci toate țările astea contribuie, dar este o bătălie mondială pe cultură. Ce înseamnă? Este o cultură politică. În primul rând, gândește-te că în sistemul occidental, liderii se, rote se, rotesc la intervale de timp. Ei nu stau mult, am văzut premierul Marii Britanii, nu mai știm cum îl cheamă. Sunac este acum, de un an de zile. A fost Boris Johnson, care a mai stat și el doi ani. A fost înainte... Numai că înainte când stă pe tot mandatul, cum era noi. Și nu, da, luat, nu știu, câți zeci de mai știi, schimbă și, și, nu numai, deci chiar și un mandat de patron e foarte puțin. Gândiți-vă că Vladimir Putin este în Rusia din 1999. Bine, atipic, e atipic. Și Rusia în general a avut lider pe viață. Deci ăsta e sistemul lor. În China la fel. Toți liderii chinezi. E sistemul da. comunist, practic. nu e comunist, este... Dictatorial, nu este, știu. Este un sistem oriental al liderului pe viață care, are, care are, este îndreptățit să stea acolo pe viață. Și atunci există o diferență cultural-politică de uh, filozofie politică între cele două sisteme. Dar sunt și diferențe, sunt și conf, diferențe datorate conflictului și interesului pentru materiile prime, pentru, pentru traseile comerciale, pentru instituțiile internaționale. Gândește-te că Națiunile Unite, care a fost fondată o instituție Dar fundată, de ce acum și nu acum 10 ani? Pentru că au ajuns la un, sau tot s sau tot ciupit, sau tot amenințat și acum au ajuns în faza în care nu mai... Nu puteau merge mai departe? nu puteau să mai meargă mai departe și fiecare crede că e atât de puternic să-l înfrângă pe celălalt. Și Rusia cu China consideră că pot înfrânge Statele Unite și uh, Statele Ce Unite... Ce aliați mai sunt de partea lor, în afară de Rusia și China? Cam că s-a făcut o a, nu. deci nu vorbim de BRICS care este o uniune economică. Sau o economică acolo, probabil că există la fel și un, un și militar, da. Exact, există și deci un corespondent militar, Există. Nu? Deci este BRICS-ul, uh, India, India, South Africa, uh, Africa, Africa de Sud, Africa de Sud, Brazilia, China și Rusia. Și Brazilia și a stricat relație cu Statele Unite din cauza asta, din cauza BRICS-ului? Da, din cauza BRICS-ului, pe vremea cât a fost Bolsonaro, s-a retras o perioadă din BRICS-ul ăsta. Sistemul a funcționat în formul de la Shanghai, care sub tutela și sub patronajul Chinei, dar acum venind Lula, bineînțeles că să rea. Deja, uite, Africa de Sud, Africa de Sud are exerciții militare comune cu, cu China și cu Rusia, în acest moment. De ce e afinitatea asta spre China și Rusia, Africa de Sud? Că e departe, totuși. Adică, cum deși au ales ei Rusia și nu America? pentru că acolo s-a făcut o schimbare politică, știți, perio perioada asta cu Upper Haidu, ul cu perio perioada da, până la Nelson Mandela, era susținută de americani. Este o zonă foarte bogată cu exploatări, cu mulți uh, traderi care încercau să exploateze resursele de acolo. E, se pare că pe Nelson Mandela, aproape incredibil, poate nu o să vină să credeți, și cu schimbarea asta de paradigmă în Africa de Sud, au, au făcut o a făcut o Uniunea Sovietică. Deci rușii au făcut schimbarea și au adus nou regim ăsta mai uh, mai nu știam, nu da. știam că de implicarea rușilor în da, ei, deci în, în Africa de Sud. chiar și în războiul rece, fiecare mare putere o să focaliza pe o anumită țară și încerca să schimbe regimul acolo în favoarea lor. Așa cum s-a întâmplat în Iran în 1979. Cuba Cuba este acum, a fost încă de la Revoluția lui Fidel Castro din 1959. Uh, lui Fidel Castro a durat șase ani între 1953 și 1959 și de atunci este în sfera de influență a so a fost în influența de Uni Uniunii Sovietice până la căderea ei din uh, uh, decembrie 1991 și acum a intrat în sfera de, a rămas în sfera de influență ruso chineză vreau să spun că Uniunea Sovietică a ajutat permanent Cuba în timpul războiului rece adică până în, 1980, până în 1990 îi dădea petrol în valoare de 2000 miliarde de dolari la vremea respectivă înseamnă foarte mult 2 miliarde deci da. îi dădea ajutor de petrol ca să se mențină în coasta Americii uh, fiind foarte aproape de uh, statele unite ale Americii ca să ca să poată să și aducă acolo armament. și criza da. rachetelor nucleare din da, vremea da, 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 lui da. Kennedy și cu Khrushchev mă rog. Deci suntem într-o perioadă de conflict mondial, deci trebuie să conștientizăm. Deci tot ce se întâmplă în lumea asta este un efect al războiului mondial, când forțele mondiale se bat, în primul rând că. Armata necesită foarte mulți bani. Să, să, foarte mulți bani se iau de la învățământ, de la, apăra, de la uh, ordine publică, de la uh, sănătate și de la drumuri, de la infrastructură, să bagă în armată. Și haideți să vă dau un exemplu. În, în perioada lui Barack Obama, uh, Statele Unite aveau un buget de, șap de 650 de miliarde de dolari anual. Uh, pentru apărare, alocat apărării. Uh -huh. Rusia, la vremea respectivă, avea un buget de 10 ori mai mic de 65 de miliarde. E, acum, Statele Unite au urcat uh, la 900 de miliarde, deci de la deci 650% cu. 50%. cu... Da. da, așa. Deci a urcat la 900 de miliarde de dolari alocați apărării. Și Rusia a urcat pe undeva pe la 88-90%. Deci mă rog așa, să tot, fie tot, secret, 50 Miliarde. Germania. Dar crezi că uh, cifrele astea sunt reale? Adică, fiind vorba de apărare și de armament și de înarmare, uh, de ce ar declara publicității uh, cifre reale și n-ar fi de 10 ori mai mic sau mai mare? Sau poate să zic că rușii, domnule, avem 100 miliarde ca să-i sperie pe americani cât s-au băgat de în arme, dar de fapt bugetul să rămână, cât de unde știm că cifrele astea sunt reale? Desigur că nu suntem siguri că cifrele astea sunt reale, dar sunt niște repere și sunt niște procente din PIB-ul fiecarei țări. Adică să știe din PIB cât aloci apărării. Cum și noi, acum am, până anul trecut am avut 2% PIB din PIB alocat apărării apărări, și acum am ridicat la 2,5% în condițiile în care PIB-ul ne-a crescut. Deci suntem undeva între 5 și 6 miliarde de an pe care alocăm apărării. Mm -hmm. Dar, mă rog, România are un deficit foarte mare în apărare. Avem și un mic. Doar cel mai în apărare? Pe multe aspecte, nu <laughs> numai în apărare. Dar a la gher cum a la gher, cum spune francezul, la război ca la război. Și cine se... câștigă, până la urmă, din tot războiul ăsta, în afară de dealerii de armament și de firmele care sunt direct implicate și vând tot felul de chestii necesare? Câștigă vreo țară, vreun popor, vreo. sau altă întrebare, care a fost scopul? invaziei uh, rușilor în Ucraina, că Rusia e destul de mare. Nu poți zice că Rusia nu are agricultură, sau nu are resurse energetice, sau nu are gaz, sau nu are uh, centrale nucleare de ce a trebuit tot nebunia asta să moară de oameni? Pentru ce? Care e scopul? Deci, răspunsul, avem, avem de, o ecuație cu foarte multe elemente. Nu e un singur element pentru care intri într-o țară sau pentru care ți asumă o asemenea imagine proastă, până la urmă, că invazia în sine a unei da, alte da, țări da, da, vecine normal. este o imagine proastă. Dacă eu mă și ocup apartamentul vecinului de alături, chiar dacă îmi trebuie neapărat că eu știu să însoară copii și n-am unde să am o motivație morală, e, are o, are o conotație, conotație negativă, ca, pe care rămâne cumva și în politica mondială. Bine, rușii sunt cunoscuți ca expansioniști, ca agresori. Iau și o filozofie populară potrivită expansiunii. Țăranul rus, din totdeauna, încă din vremea Imperiului Rus, se bucura, să audă că s-a mai luat Tashkentul sau s-a mai din Tana Karenina de al lui Tolstoi. Deci, chiar dacă nu fusese în viața lui acolo, dar e o bucurie, uite, noi am luat și asta, am ajuns la Marea Baltică, am ajuns la uh, Marea Neagră, am luat Crimea. Deci Bun, sunt... la ce le folosește până la urmă, știi? Deci, le folosește, în primul rând, pentru că regimul rus se poate consolida prin aceste cuceriri. Care bucură rusul de rând. Pe brus, să rusul ceva. de rând îi moare copilul război au murit zeci de mii, nu sute de contează mii de oameni. Sacrificiu în lumea slavă e foarte greu de înțeles, dar este. Este preferat sacrificiu. Uite, la noi cum mește Rumanole, este o epopee slavă până la urmă la vremea respectivă era plecaseră cu manii au venit slavi în perioada respectivă și uh, sacrificiul este util pentru alte idealuri mult mai înalte mi-a luat Dumnezeu copilul dar uite Rusia s-a mai extins au, au altfel de gândire noi nu putem înțelege noi nu gândim în felul ăsta că noi nu, nu gândim ca rușii. e o altă filozofie de viață trebuie să înțelegem fiecare popor prin prisma filozofiei lor, gândirii lor, obiceiurilor lor populare. Gândește-te că în spațiul rus locurile, morile, iazurile, izlazurile, pădurile sunt, sunt la comun. Nu există ceva privat acolo și asta de când lumea, nici pe vremea țarilor. Adică lucrurile lucrurile mari sunt comune, sunt ale tuturor. Doar eu n-am decât căsuța mea ea, a mea. Dar în rest totul e la ruși și poți să intri în curtea altuia și ți se dă voie, bă, e și curtea e și curtea nu mea. Nu știam asta. Da. Am crezut că e tot așa cu proprietar, cu hectare. Nu, ideea cu de proprietate e foarte cu... puțin dezvoltată, de-aia și comunismul a prins foarte bine. Să știi că în momentul în care țarul Wilhelm al II l-a trimis pe Lenin să facă Revoluția Rusă, l-a trimis tocmai pentru că să, comunismul se să potrivea foarte bine, foarte bine filozofiei ruse, adică a prindea pe... a fost gândit n-a venit ca un accident și de asta, în altă parte, n-a prins comunismul. S-a încercat și în Italia, în Ungaria, în Statele Unite au fost mă, inițiative de Partii comunist, dar nu s-au prins, că dacă îi spui un american că, bă, pușca ta e a tuturor, la ce nu voi, eu, eu, ia mea și nu o dau de că mă omor și nu o dau, știi? Adică e foarte greu să implementez comunismul în Statele Unite. Am văzut tot felul de oameni care spun că dacă nu, dacă ucrainienii nu erau ajutați de Occident, războiul s-ar fi terminat de mult și revenea pacea. Ce părere de afirmația asta? Este foarte adevărată, încă de la uh, anexarea Crimeei din 2014, Statele Unite și în general Occidentul, cu toți aliații occidentale, în special Anglia, care aliatul cel mai apropiat a Americii, au trimis know how uh, de tip militar în Ucraina și-au antrenat trupe și-au pregătit zone de, zone de tranșee, de apărare speciale, tocmai pentru că s-a anticipat o, un următor pas al Rusiei. Și cred că dacă Occidentul nu ar fi apărat Ucraina, era bineînțeles de mult cucerită. Pentru că mașinăria de război a Rusiei este infernală, e ceva fabulos, au niște depozite de muniție, cu muniție pe stoc făcută încă de la al doilea război mondial care nu s-a consumat. Da, cum au și în Transnistria. Cum au și în Transnistria. Armata 14 Armata sau? 14, da, este în Transnistria. Întrebarea numărul 2, care deja ai anticipat-o și mi a ridicat mingea la fileu. De ce în momentul când au intrat rușii în Ucraina, și, în, Ucraina în Crimea și au ocupat-o, de ce nu au intervenit atunci a, a, Coaliția asta internațională, europeană, mondială, americane și-au lăsat în pace să intre și le-au dat curaj ca să meargă pe pasul 2. Pentru că deja Crimea era majoritar rusească, deci era o zonă foarte militarizată, cu foarte mulți ruși aduși în Crimea. Gândește că ea a avut o, o populație majoritar până la Stalin, majoritar tătărească. Acolo a fost Hoarda de Aur, pe vreme, o bucată din fostul Imperiu Mongol care a rămas în zona respectivă și uh, Stalin a deportat foarte mulți tătari și în locul lor a adus ruși. Uh, atât de mulți ruși încât uh, zona respectivă, în zona respectivă se vorbește rusa și nu ucraineana. Adică Ucra ucraineana era cumva străină, Ei se simțeau, locuitorii de acolo se simțeau mai mult de partea Rusiei decât de partea Ucrainei. Și adică țineau mai mult de Rusia decât de Kiev, de Moscova decât de Kiev. Așa a fost și politica în timpul războiului rece al URSS-ului, ca să-i zic mai, mai, bine, pentru că comandamentul flotei Mării Negre a fost întotdeauna la Sevastopol, ca fiind singura mare caldă, Marea Neagră fiind singura a mare caldă a rușilor. Restul la, spre oceanul Pacific și în nord spre uh, Marea Nordului, spre Marea, uh, spre oceanul înghețat și Murmansc, uh, zona de nord uh, fiind măreci. Și asta, cea mai importantă flotă a Rusiei era a fost în Marea Neagră și cu comandamentul la Sevastopol. Asta ce înseamnă? Că aici erau de regulă comandamentele amiral pentru toată, pentru toată flota rusă de oriunde, aici erau cele mai înalte școli de ofițeri, erau cele mai prestigioase, cele mai bune aplicații militare, cele mai bune sisteme navale și bineînțeles anexat celor navale erau și cele de aviație și cele de după căderea Uniunii Sovietice înțelegerea rușilor cu ucraineni a fost să le lase comandamentul rusesc deci chiar în cadrul ucrainei Sevastopolul era port rusesc, deci așa a fost înțelegerea lor de la destrămarea Uniunii Sovietice din, 19, din 25 decembrie 1991 ca rușii să-și păstreze ieșirea la Marea Neagră, uh, ei aveau oricum prin Krasnodar, peste strâmtoarea cherci. Dar aici, Sevastopolul fiind tradițional, a rămas rusesc și aici, bineînțeles, ofițerii își aduceau totdeauna nevestele, făceau copii, uh, 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 rolările cele mai multe se făceau în Crimea și a fost preponderant de asta în Crimea în, 1900, în, în uh, 2014. Când s-a anexat Crimea, nu s-a tras niciun foc. Au venit băieții ăia fără trese, omuleții verzi, care au pur și simplu au organizat preluarea crimei Și ucrainenii s-au bucurat că au rămas cu Chievul și restul zonei. Deci, din motivul ăsta, a fost o mobilizare destul de slabă a Occidentului, pentru că nu aveau ce să facă. Mulți acolo. au zis, domnule, dacă Occidentul intervenea la momentul Crimea. Nu se ajungea la conflictul ăsta al doilea, pentru că rușii vedeau că există o poziție, văzând că nu se opune nimeni, și că merg la ei acasă, acolo, pe teritoriul ucrainian, și-au încercat-o și-a doua oară. Mai este un aspect. Încă din uh, 2014, rușii nu au luat numai Crimea, au luat și o parte din, uh, uh, din Donbass, cum, cum este numit Donetsk și Lugansk, uh -huh. este numit Donbass. Dombasul ăsta este cea mai bogată zonă a Ucrainei din punct de vedere al minelor Minel, al, da, da. Și, și, și agricol este cea mai bogată zonă agricolă cu cernoziomul cel mai bun din toată Europa și rușii au ocupat încă de atunci o mare parte și au avansat foarte mult până când Occidentul a început să ajute Ucraina, Ucraina și să-i blocheze până la momentul 2022 februarie când rușii au depășit și limita asta. Dar Rusia avea neapărat nevoie pentru menținerea regimului Putin, care este un regim autoritarist bazat pe forță. Deci tu nu poți să, prezinți, să te prezinți poporului ca fiind un tip de forță dacă nu faci ceva, mai dai cât un pumn, mai uh, spargi o ușă, mai, și în lumea privată ăștia bombardierii, cum li se spune astăzi, ca să, se, ca să pară valoros în fața celorlalți care Între a Întrebă TikTok, în jură așa și, și, Așa și trebuie să facă ceva. Ori Putin nu mai făcuse nimic din, din, 2014 de când luase Crimea și din, a trebuit să-și refacă cumva imaginea. Mă rog, încă o dată, sacrificiile rusești nu contează și nu au contat în niciun război. În toate războiile mondiale, rușii au avut cele mai mari pierderi umane raportat la nu la suprafață, la numărul de locuitori, zic Rusia. Să din știi. ce cauză crezi că au cele mai mari pierderi Pentru că nu le pasă, deci ai, la ei sacrificiu este acceptat și... Păi a ieșit lumea, a ieșit populația în stradă și au resat mii de oameni care se împotriveau războiului din Ucraina. Ăștia erau un pic occidentalizați, care urmărau posturi occidentale care erau cumva formați și educați în Occident, fie făcuseră școli afară în Occident, dar rusul de rând în, prin structura, prin gândirea lui consideră că foarte bine că au murit pentru că așa se refer făcut... la Rusia care n-au ieșit din țară care nu au avut contact cu Occidentul care, nu. adică populația mai puțin informată pentru că ăștia care au avut tangențe cu Occidentul toți au avut de suferit, ba prin conturi blocate, nu mai puteau să-și folosească banii balii s-au confiscat proprietățile, ba 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 ăștia care Na, cât de cât au scos capul lume și au cumva s-au mutat de jumate în Europa, să zic așa. Da, îți dai seama că este o influență, așa cum și în spațiul occidental există o influență orientală, chinezească, rusească, da, Orientului Mijlociu sau eu știu ce influență, așa și în Rusia există influențe occidentale și sunt oameni care stimează democrația, tipul de politică, de anticorupție sau ce sisteme fundamentale are Occidentul. Și atunci segmentul ăla care era foarte occidentalizat, l a protestat prima oară, a fost cel mai sensibil la mesajul occidental. Faceți ceva că uite ce se întâmplă, uite ce face dictatorul Putin, pentru că el este un dictator din... Perspectiva noastră occidentală, din perspectiva rusească, este un conducător extraordinar, care e dat de Dumnezeu și care e util idealurilor Rusiei. Trebuie să înțelegem și asta. Cum, cum, văd, cum, vă, cum văd diferit rușii și occidentalii, același om sau același fel de politică. Ce părere de poziția Turciei, care îți dau un exemplu banal, la Ucraienele vin vinde drone și la ruși le vinde sisteme antidron, adică ia banii și dintr-o parte și din alta? Da, uh, în condiția în care ei sunt membri Da, hai să spun ceva: în al doilea război mondial, toate țigările Vermachtului, armatei germane a lui Hitler, erau cumpărate din Turcia. Deci, Turcia a fost neutră în al doilea război mondial, n-a vrut să fie cu nimeni, dar vindea fosfor, vindea americanilor și trupelor uh, 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 vestice care luptau împotriva. Germ împotriva Germaniei și germanilor le dădeau mâncare, tutun, uh, nichel, Deci așa au fost întotdeauna. Ei sunt un popor foarte muncitor, spre deosebire de alte popoare din jurul lor, turcii, n-ai văzut cum e în Turcia să trezesc la 5 dimineața, leargă toți cu cărucioare, cu sarsanale, cu uh, comerțul, e foarte activ, e de 10 ori, nu se compară cu România, noi suntem o biată... sunt foarte muncitori. Așa Dar și... și... Eu... Așa, te spune. Rup. Mă gândeam că fiind membru NATO, nu poți să fii imparțial, cum ai fost în al doilea război mondial, când vindeai țigări nemților că atunci erai o țară neutră. Acum ești un membru NATO. Cum poți să ajut și pe ruși, și pe ucrainieni? Uh, vreau să spun. Uh. Și întrebarea următoare. De ce acceptă membrii NATO ca un membru NATO să ajute popor invadator. Să-ți explic ceva, Rusia este a doua țară NATO, ca număr de soldați, ca investiție militară și ca forță economică. Deci în cadrul NATO, în toate țările după Statele Unite, Turcia este al doilea, a doua forță NATO. E foarte greu să renunți la Turcia pentru că Turcia are o poziție strategică extraordinară, gândește-te între Marea Neagră și Marea Mediterană. Și atunci, lasă ce vor. și atunci le mai, NATO face ceva concesii, adică Statele pentru că Statele Unite conduc NATO, conduc NATO da. fac ceva concesie. Acum, haideți să ne gândim cine, de cine e condusă Turcia. Uh, Turcia este condusă de Erdogan, care este un produs american, trebuie să lămurim asta. Păi cum, că era cu islamul, cu asta? Păi cu... nu. Uh, el a fost uh, educat și sprijinit de sistemul occidental american. El a, a fost ajutat să devină primarul Istanbulului, porma a devenit uh, premier, porma președintele Turciei de către americani. Numai că asemeni multor șco multor oameni școliți de sistemul american a, tră a trădat, ca să zic așa, a trecut de partea cealaltă, s au făcut, a început să gândească și altfel, împinaționist. Acum trebuie să vedem între, între sistemele astea, două orient și occident, există și diferența asta, naționalism internaționalism, care a funcționat dintotdeauna, de exemplu Rusia acum, dacă în vremea țarilor mergeau pe creștinism și că Dumnezeu, pormă în vremea lui Stalin și a lui Lenin au mers pe comunism, acum au rămas fără ideologie și merg pe naționalism domne, rusul național care trebuie să țină Rusia mare Erdogan a trecut și el la naționalism, el a, a luat cumva pentru a-și conduce mai bine poporul și pentru a rămâne la putere a luat ideea asta naționalistă, naționalistă care e o ideologie foarte puternică și care mobilizează foarte mulți oameni că bă, ăsta e al nostru, e turc de al nostru face pentru Turcia, nu să vinde străinilor, găsești și în spațiul românesc discursul Cum e asta. La noi în România. Da, găsești și... El este internaționalist, e clar că el e internaționalist, el însuși fiind din neamț, adică al... din, <laughs> din partea... Am făcut o comparație da. bună, nu? <laughs> nu e. Sau uite-te la Victor Orban, care la fel, el a fost școlit de sistemul occidental, el a făcut Cambridge-ul, a fost la MIT în Statele Unite, a, a fost ajutat și cu, cu Fides, a deci partidul ăsta Fides care a fost înscris la populare europeni, a fost ajutat de sistemul occidental și american extrem de mult. Noi că la un moment dat s-a decuplat de sistemul occidental și a trecut și el la naționalism. De ce? Ca să-și prelungească pentru că sistemul occidental spune, bă, cât ai stat patru ani, gata, te duci la pădure, te duci, îți dăm o vilă, cum e Emil Constantinescu la noi. Băi, gata, ce-ar fi fost dacă Emil Constantinescu după patru ani? Băi, eu vreau să mai stau. Păi cum stai în continuare? Păi încep cu niște discursuri naționaliste. Cum vrei să vină ăla care vin de țara care... și atunci rămâi în continuare. Deci ori acest sistem occidental cu rotație și nu stai foarte mult la putere, ori, ești cu noi ești, ori, ori noastră, inventezi da. ceva ca să poți rămâne mai mult la putere. După cum mm -hmm. vedem, Orban are o, perio o perioadă lungă, Victor Orban are o perioadă destul de lungă de stat la conducerea Ungariei, Erdogan la fel. Am auzit de Erdogan de zeci de ani, adică el este acolo permanent, tocmai pentru că a trecut la ideologia naționalistă care, este, care prinde foarte bine în orice țară, deși majoritatea dintre noi nu prea știm de unde suntem. Avem doi părinți, patru bunici, opt străbunici, 16 stră străbunici. Dacă te duci în ultimii 200 de ani, nu se vezi că ai 300 de urmași. Noi suntem în vârful unei piramide noi suntem aici cu 300 de urmași numai în ultimii 200 de ani. Dacă te duci mai departe la creștinarea ungurilor în anul 1000, o să vezi că avem 3 milioane de strămoși. Dacă te duci mai departe, la anul 0, la nașterea lui Hristos, o să vezi că avem un miliard de strămoși. Și negri, și evrei, și uh, chinezi. chinezi, și indieni, și nu știu ce ar mai putea fi. Noi nu știm exact ce suntem, dar e foarte ușor să ni se spună că tu ești ți se pune o etichetă, tu ești ucrainean sau tu ești... Și atunci tu începi să crezi, mai ales dacă ești educat din copilărie, Gândește-te la sistemul nostru, naționalist. Nicolae Ceaușescu a fost un naționalist. De ce a fost naționalist? În primul rând pentru că el a fost educat în perioada interbelică sub Carol al II-lea, care a fost unul dintre cei mai mari naționaliști și, pe urmă, mareșalul Antonescu, care a fost și el foarte naționalist. Și când au venit sovieticii cu sistemul lor internaționalist, cu proletari din toate țările Unisivă, el s-a supus internaționalismului, dar nu era, nu era foarte pliabil pe internaționalism. El a fost naționalist prin, prin felul lui de a fi, dar abia prin, după anul 1965, când după ce a murit Gheorghe și el a ajuns la putere, a început să promoveze naționalismul. Și să știi că toate teoriile astea, care contează foarte puțin, mă interesează pe mine ce a făcut Mircea cel Bătrân la Rovine. Că i-am înfrânt pe turci sau nu i-am înfrânt pe turci. Asta contează foarte puțin, dar pentru mândria mea națională e bine să știi că la Rovine, Mircea cel bătrân, am înfrânt. Că Mihai Vitezu la Turda și la uh, zi, la zi uh, uh, Schelimber și pe unde am înfrânt, că era român. El, mă rog, știi teoria mea că era grec. Da, mă rog, contează mai puțin. Și Ceaușescu a formulat o teorie naționalistă foarte articulată, care încă rezidă în spațiul românești de care se folosesc unele partide. Uite-te, AUR, Partidul AUR al lui George Simion a prins exact acest filon naționalist, că noi suntem români, să îmbracă... de în... ce acuze pe aur că sunt cu rușii? Sau doar așa de a le păi nu, crea o imagine ex proastă? Exact asta spun, la acuză au căi pentru că au aceeași ideologie naționalistă pe care o are și Putin. Aha. Deci se potrivește și acum are și Victor Orban ideologia lui naționalistă, uh -huh. că ungurul e cel mai grozav din lume și că ce a făcut, a inventat, ce temir, ce. Fiecare și inventează despre el niște merite pe care... Au fost primii. Că au fost primii, așa cum turcii lui Erdogan sunt naționaliști și așa cum chinezii, să știi că... Uh, Xi Jinping ăsta care este conducătorul actual al Chinei merge pe un naționalism de excentric ceva, fabulos, chinezul e cel mai grozav, cel mai deosebit, a inventat tot, a, totul să face în China, a, cea mai mare forță a lumii, uh, dușmanii vor să ne, uh, să ne zăpăcească, să ne distrugă. Adevărul că ei au inventat ruleta și trăiește până în ziua de azi, adică și merge ruleta bine. De ruleta de, ruleta de casino, da, da, 1600, <ră> 1570, 1600, da. Da, sunt multe inventate de chinezi, așa fiecare popor și-a contribuția și vrei să spun ceva, nu știi dacă inventatorul ăla din China era chinez. Era poate era neam și n-avea ce să mănânce. Atunci, într-o criză, de într-o foame te cumplit, a inventat ruleta. Deci știi? tu zici că uh, turcii sunt acceptați să facă comerț cu, și cu țara ocupată și cu țara invadatoare din cauza că n-au ce să le facă cum ar veni. Da, știu. Adică fac am, eu, profesor, am un elev la școală care îi înjură și bade bate pe Taxo e ministru învățământului și dacă fac ceva să fac, să mă fac, afară, nu? să fac concesii, s-a mai întâmplat ceva, cum nu știu cât de adevărat, există niște zvonuri că știi puciu din 2016 cu puciu din tentativa din, din de Turcia, puci din Turcia. Când au restat 2000 de oameni sau 3000 de oameni în general se, și se tot felul. spune că la vremea respectivă Statele Unite și Occidentul s-a temut că, că pierde Turcia. Deja Erdoganul lase pe linie naționalistă și au încercat să-l schimbe. Eu spun. Știu că la un moment dat i-a amenințat că este din NATO, mi-aduc aminte în perioada respectivă. Așa, a, a închis și. că i-a amenințat că iau au fi fost în spatele puciului și că i-au ajutat pe ea cu puciu, americanii sau nu știu da, ce. Da, mai mult decât atât, cea mai mare bază militară NATO de la Mediterana, de la Icirlic, între Antalya și Iran, cam la jumătatea distanței, o localitate în Cirlic, care, unde se spune că există și ogive nucleare depozitate, a fost închisă atunci de Erdogan. Deci, uia. ca să se răzbune un pic, pentru că avea dovezi că americanii erau în spatele pucilui. Avea dovezi, se pare că, mă rog, există tot așa în, pe canal mai mult sau mai puțin verificate că rușii l ar fi ajutat la vremea respectivă să nu... El era la Cușa de la casa lui de vară uh -huh. și... Uh, a primit telefoane, a primit telefon de la serviciile ruse că vor să-l asasineze, că americanii ar vrea să-l asasineze. Și a, a luat elicopterul și a plecat și la 10 minute au venit uh, elicoptere de desant uh, aerian cu, cu trupe speciale care au mitraliat tot complexul ăla cu bucătar, cu ospătar, cu prieteni de-ai lui Erdogan. Uh, și în momentul respectiv s-au și blocat uh, podurile de, pe, de la Istanbul și despre Ga de pe Galata și spre bosfor. Și știi, a fost... S-au oprit toate emisiunile în toată lumea, prezentau puciul de la Istanbul, dar uh, Erdogan a făcut apel la populație pe, chiar pe Telegram, pe canalul ăsta rusesc, care, pe care americanii n-au reușit să-l închidă. Restul toate, Facebook-ul, tot fusese. Eu Acum eu spun e o teorie care nu-i verificabilă și pe care nu-mi o asum, dar da, spun normal, ce personal. Și din momentul ăla, Erdogan de unde până atunci lucra destul de cu mânuși față de americani American, a, a intrat pe față și a cumpărat rachete S-400 rachete anti S-400 de la ruși în, în 2019 De dar la la nu există R o convenție, scuze-mă că tu te pricepi mai bine ca mine, dar sunt curios și a cumpărat rachete de la ruși în, în timpul ăla era membru NATO, nu? Da, da. un membru NATO are voie să cumpere de la dușmani da. armament? teoretic și moral nu, dar până la urmă, atâta vreme cât sunt un NATO, am au o, -o, -o autonomie și România teoretic ar putea să cumpere de la chinezi sau de la cubanezi, nu știu ce. Dar noi ce. cumpărăm doar de la mâna a doua, F-16 pe care nu mai pornesc, nu se mai ridică de la sol și Patriot care se expirate din 70 și ceva. Mă, având în vedere că nu sunt banii noștri, eu de exemplu nu... Dar cui sunt banii? Sunt bani împrumutați de la americani care să știu. Păi de și nu trebuie să S-ar putea să ne-i mai dăm niciodată înapoi. Există o datorie care, atâta vreme cât ești în cerc în sfera de influență. Înglodat în datorii fiind și plătind măcar dobânzile, nu sărăcești poporul, cumpărând arme. Vrei să spun în mod paradoxal, s-ar putea să te îmbogățești. adică să primești din ce în ce mai multe credite pe care nici nu ai să le dai niciodată înapoi. Și vrei să-ți uite, un corespondent în, la creditații de către bănci. Banca e interesată să-ți dea și mai mulți bani, și mai mulți bani. Chiar dacă tu la un moment dat nu mai poți să-i plătești, devii clientul lor și adică există o, o corespondență, cunoști sistemul ăsta, că banca, da, față, uite, eu n-am luat niciodată credit. Banca, Eu am o relație proastă cu banca și nu știu dacă cât m-ar credita, pentru că n-am un istoric al creditării. Unul care are un istoric al creditării primește și mai mult, și mai mult, și mai mult. Bineînțeles există sistemul ăsta al datoriilor suverane, fiecare țară are datorii fabuloase pe care trebuie să le returneze, inclusiv Statele Unite sau China, nu se știe la cine până la urmă nici nu mai contează, dar unii nu le dau înapoi pentru că nu sunt presați nici de fondul monetar internațional, nici de instituțiile de rating Standard de Poor's, fici și alte alte instituții care Uite, de exemplu, acum Ungaria a fost retrogradată, pentru că instituțiile sunt occidentale. Și dacă Ungaria joacă cu Putin, Putin investește foarte mult în Ungaria printr-o centrală uh, atomică uriașă la Pex. Și și peci, la peci, peci, peci? Da, la Peci. În, în, tu știi mai bine, Peci. Că ai fost coleg cu Unguri la Arad acolo la tine. Sunt, să peci e ușor de pronunțat, dar sunt astea: secheș feervar Pii. Nu, mă pune că... Am vrut la un moment dat, să mă mut în Budapesta în 1994 în uh, 95, am vrut să mă mut în Buda, și n-am putut să țin minte nici măcar uh, numele aeroportului Ferenchi 2. Sau Ferenț. 2. Și am zis, bă, dacă nici numele aeroportului nu ți țin minte, ce să Dar eu de nu? ce vrei să te muți tu în 95? Era dezvoltată, știi că noi făceam afaceri Era cu... diferență foarte mare între România și Ungaria în perioada da. respectivă. Și am zis, bă, de ce să mai, să mai câștig 10 ani? M am gândit, de ce să mai stau? Că să... ungurii sunt înaintea noastră cu 10 ani, te-ai gândit că o să rămână în urmă și că drumurile noastre, la un o să fie ca lor sau chiar mai bune? Da, nu știi că noi făceam afaceri cu, cum îl chema pe ăsta, care era băiatul unui fost lider comunist din spațiu românesc uh, uh, zi tu, care, uh, de unde cumpăram noi jocuri distractive de Din Ungaria? Din Ungaria, da uh, Nu mai știu cum îl chema Dar Taixu susese mare lider comunist în, la București și fiul să, mă rog, ajunsese un golănaș care se ocupa de Aparate de astea. Da, știi despre ce. Măgăruși de, de băgam la... Da, măgăruși, că noi ne-am ocupat și de distractive și mese de biliard și... de toate. Uh, sisteme de distracție pentru, difer, pentru baruri. Că asta cu jocurile de noroc au Am fost... un laps acum, chiar nu mai știu cum îi zice, că ziceam dacă... Da, o să ne aducem -aduc aminte, aminte da. Și da. că dacă se spune că dacă... Verdeș, ți... nu verdeș. Nu. Dacă îți aduce aminte o, dacă ți-a adus -și, totuși aminte, n-ai Alzheimer. Dacă nu-ți mai aduce aminte... Vă mai speria, băi, să fac analizele. <laughs> Dar nu vă, nu îți iese la analiză, nu sunt nicio formă. Nu mai știu dacă cafeaua asta mea când am început podcastul era plină sau am luat-o cu de la început? Cred că ai luat-o cu cafea, spun eu. Ah, ok, o... da. Eu știu Înseamn... că sunt atent la cafea. Înseamnă că tu n-ai. <laughs> eu am un ceai ca să știu, să știe toți... Să revenim la oile noastre și la război, când crezi, cât crezi că mai durează și când se va termina și care va fi câștigătorul din toată treaba asta, dacă există vreun câștigător? Deci, hai să ne gândim un pic la China. Eu cred că pionul principal al acestei ecuații de război este China. China a fost în primul rând foarte bucuroasă că... America și-a consumat, Statele Unite și Aliații și-au consumat foarte mulți bani în Afganistan și să ne gândim cum este Afganistanul ăsta și care era miza lui. Am tot auzit de Afganistan, războiul din Afganistan și foarte mulți soldați români au fost în Afganistan ca parte a, a NATO și actualul premier a fost general în Afganistan, adică a, a apărat la Kandahar sau nu știu unde a fost o trupă, Scorpionii nu știu. negri sau roșii sau nu știu cum mă rog, de romani, da. În sfârșit. Statele Unite au ocupat Afganistanul din 2001 până în 2021, 20 de ani. În ăștia 20 de ani a băgat 2 trilioane, adică 2000 de miliarde a băgat în Afganistan. China s-a bucurat foarte mult că Statele Unite își risipesc banii, unde îi risipise și Uniunea Sovietică. Dar spune... de ce au băgat bani? Au băgat pentru că Afganistanul, dacă ne uităm pe hartă, face legătura între China și Iran. Ok. Ce înseamnă asta? Iranul cu acces la Golful Persic, adică la, la hidrocarburi, și China cu zona e, vestică foarte săracă, unde sunt uiguri ăștia acum. Uh, ar, fi, ar fi fost extraordinar de util să aibă o conductă sau să aibă un contact prin uh, peste Afganistan. Deci Afganistan are graniță și cu China și cu Iranul. Dacă ocupi zona tampon între China și Iran, ăștia nu pot să, nu pot să facă com comerț. Ceea ce înseamnă că uh, și Iranul rămâne izolat pentru că nu are unde să-și exporte Iranul fiind în adversitate încă din 1979, de la Revoluția, când a fost dat șahul jos și a venit, zic, băsta, liderul, că e un, e un regim. E un regim musulman, cu... Khomeini, Ayatollahul Khomeini, acum e Khamenei, e urm următorul mm -hmm. Ayatollah. Așa. Și era prioritar să se ocupe această zonă ca, ca culoarul ăsta de trecere dintre China și Iran să fie ocupat. Mai mult decât atât, Afganistanul este și puntea de legătură cu Asia Centrală. Ce înseamnă cu toate stanurile astea? Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan... Kyrgyzstan, T -t 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 Kyrgyzstan, care sunt o zonă cumva părăsită de Uniunea Sovietică, care în momentul de față și atunci și acum nu aveau tătic și cineva trebuia să-i preia cu toate resursele lor din zona Asiei Centrală. Și era foarte important ca Afganistanul să rămână cea mai avansată. O cucerire și unitate militară americană spre Asia Centrală. Dacă este o garnizoană, o unitate militară avansată spre Asia Centrală, cei de acolo și bă, sunt americani aici lângă noi, nu putem să facem chiar orice, trebuie să ne, ne mai negociem și cu ei, adică nu sunt rușii cei mai puternici, nu sunt chinezii cei mai puternici. E, Bineînțeles că a fost un eșec pentru că, în primul rând, nu există drumuri acolo. În momentul când au intrat în 1991 în Afganistan, George Bush și junior un, un proiect foarte amplu să facă un sistem de autostrăzi circular care să deservească toate provinciile, toate orașele mari din Afganistan sunt dispuse de la Kabul până la. Deci sunt dispuse circulare, dar nu au, nu au șosele de legături. Proiectul ăla, de vreo 30 ceva de miliarde, care nu însemna mare lucru, a fost abandonat, cu tot așa, cu corupție, l-au dat nu știu cui, nu s-a mai întâmplat nimic, și uh, orașele astea au rămas izolate. Singura formă de comunicare cu ele era, a fost aeriană. Și din motivul ăsta tot auzeam că să pleacă cu avioanele astea mari, cu Hercule, cu Hercules, să spune, cu care s-a previzionat Afganistan. Și spuneam că. Uh, China a fost foarte bucuroasă că Statele Unite au consumat 2 trilioane. Ca să înțelegi ce înseamnă 2 trilioane, gândește-te că Apple este o companie cotată la nivel, cu o valoare de piață de 2 trilioane, de 2000 de miliarde. Microsoft e iar de 2000 de miliarde, adică Statele Unite a pierdut acolo o dimensiune a lui Apple sau a lui Microsoft. Uh, ca să-ți dai seama ce înseamnă un trilion de dolari, gândește-te că tot drumul mătăsii proiectat de China, atât naval cât și cu toate orașele port unde trebuie să treacă drumul mătăsii, care ducea până la Trieste în Italia, în nordul mării adriatice și până nord, până toate țările. Așa a, a costat un trilion. că China a băgat un trilion, adică o mie de miliard. Mai mult sau altă comparație... Uh, dar China... compară cu câți bani are? Că eu zic, bă, dacă cheltuie o mie de euro pe zi, dar pentru un, un salariu pe lună, pentru altul e bani de cigări, Adică păi, hai să-ți mai dau. Ce înseamnă raportat la bugetul Statelor Unite un trilion? Așa ar trebui să ne gândim. Nu, cât a... nu, no, nu raportat la, la, puterea de investiție. Uite, hai să spun, cu un trilion, China și-a făcut cea mai amplă și cea mai lungă rețea de căi ferate din lume de uh, 40.000 de kilometri de cale ferată pe pernă magnetică de trenuri super rapide care merg între toate orașele mari, în special din zona de est, dinspre Oceanul Pacific, Gândește, și au băgat un trilion, ce, ăștia 40.000 de kilometri, gândește că Statele Unite n-au decât vreo 500 de kilometri Deci dai seama, între 40 500 de kilometri de, de trenuri cu pernă magnetică, de, te, ah, okay. de sistem TGV sau nu știu cum ei spune în Europa da, da, da. Și ce au făcut chinezii? Au comandat uh, nemților 50 de kilometri de probă între două orășele, Băi, au copiat, și au au copiat integral și au făcut 40 de mii. Îți dai seama, ceva fabulos. Așa, deci ca să-ți dai seama de, de ce înseamnă astea două trilioane care, pe care America le-a pierdut. Și, bineînțeles, China în timpul ăsta, cât America își pompa banii în, în Afganistan și în alte zone de război, și în Siria s-au pierdut foarte mulți bani, în, în toate zonele astea fierbinți, China a prosperat și a ajuns la un nivel foarte periculos, că de asta vorbeam de China. China, bineînțeles, s-ar fi descurcat singură fără Rusia. Rusia pentru că are un sistem militar destul de solid, cu niște arme foarte performante. Gândește-te că rușii au o bombă atomică care numită țarul, care este, a fost Detonată experimental în octombrie 1961 și este de 3300 de ori mai mare decât, decât bomba de la Hiroshima. Deci, de 3300, gândește 3300 de bombe Hiroshima aruncate odată, de 50 de megatone. Aia de la Hiroshima era de 15 giga uh, tone, oricum. așa în sfârșit. Și sistemul ăsta nuclear cumva protejează nimeni nu riscă să intre în Rusia și implicit în China fiind aliați în momentul în care Rusia a intrat în, a intrat în Ucraina anul trecut în februarie președintele Xi Jinping a dat o declarație că prietenia dintre China și Rusia e tare ca o stâncă ei au niște exprimări din astea destul de plastice ca să înțeleagă chinezul de râz, rusul, chinezul de rând, rusul de rând și sunt o alianță. Sunt o alianță, se bat uh, ruso-chinezii cu americanii. Deci trebuie să înțelegi și noi, suntem cumva la mijloc. Suntem la nu suntem la mijloc, suntem cu americanii. Suntem cu americanii, dar suntem pe front, pe linia frontului. Suntem o victimă colaterală a războiului ăsta, zic eu. S-ar putea să avem noroc, pentru că, să spun din ce motiv, pentru că Occidentul are interes să arate ruși. Uite bă, unde stăpânim noi, cum e România, uite ce nivel de trai. Să știi că noi nu ne merităm nivelul ăsta de trai pe care îl avem acum. Dar ți se pare că avem un nivel de trai ridicat că lumea are BC în curte și moare de foame? Să știi că nu poți să generalizezi. Eu cred că toată lumea are ce să mănânce în România. Deci între noi fie vorba sunt cu excepții... Ștefan, sunt statistici oficiale. 100 de mii de copii uh, se culcă în fiecare zi flămânzi. 100 de mii de copii. Statistică oficială. Și când, când, au, când, citești chestia asta și e statistică, adică nu e pe vorbe sau pe speculații, zici că avem un nivel de trai ridicat? Deci e destul de trist ce spui, dacă este adevărat. Poți să găsești pe Google. Da, dar da, că eu, eu, eu nu oficial că... de la un n -n institut avem... de statistică. Nu avem interes să... Uh... La un institut european de statistică Exist, făcut. Există o nemulțumire și apropo de date statistice. Și eu nu, numai din, din ziare spun sau din Google, eu mi iau mașina, tu știi că eu fac foarte, multe acte caritabile, nu mă laud acum aici, nu-i vorba de asta, iau mașina și mă duc prin sate, deci sunt familii care, deci, e șoc și groază, nu poți să-ți imaginezi. Sunt copii care mănâncă mămăligul o dată la două zile sau sunt murdari, n-au cană de apă să spele sau uh, trăiesc niște condiții total insalubre. Nu poți să zici că România are un nivel de trai uh, și ce, ce mă îngrijorează cel mai tare că dispare clasa de mijloc, adică devin ori prea săraci, ori prea bogați. Adică clasa de mijloc, părerea mea că în câțiva ani de zile dispare. Într-adevăr, și eu am văzut o raportare statistică la întrebarea, credeți că România merge într-o direcție proastă sau foarte proastă sau greșită sau foarte, mă rog, lipsită de perspectivă, au răspuns, 75% au zis că merge într-o direcție greșită sau foarte greșit. Ceea ce înseamnă că există o nemulțumire publică, ceva trebuie să se întâmple și acum coborăm un pic pe scena politică românească, e absolut necesar ca în următoarele luni să se întâmple ceva, să se întâmple un reset. Vedem o serie de miniștri cu foarte multe acuzații. Ce scenariu vezi sau cum s-ar putea întâmpla? Ministrul ăștia cu acuzații sunt puse acolo de diferite grupuri, de baron local, de interese care îi susțin chiar dacă pleacă un ministru cu probleme O să pună alt ministru care oricum nu e de capul lui și o marionetă care e trasă de sfori de niște șmecheri care fac niște bani Asta categoric, așa se întâmplă de regulă, dar ei trebuie schimbați și asta dă cel puțin iluzia unei primeniri Da, dar schimbăm unde aceeași e... mărie cu altă pălărie, adică constructiv ajută cu ceva că schimb un prost sau un corupt cu alt prost și alt corupt? Desigur că nu. Deci da, aici trebuie să-ți dau dreptate, ar trebui o primenire și pe alte criterii decât a partenenței la grup. Pe mine asta mă îngrijorează și eu nu găsesc, eu n-am studii politice ca tine, n-am făcut facultate politică, n-am fost membru de partid, pe mine mă îngrijorează faptul că oamenii de bună credință nu vor să intre în politică și să uh, facă ceva dezamăgit sau speriați de faptul că vor face parte dintr-un grup care vor obliga, va obliga mai repede sau mai târziu să ducă într-o direcție greșită. Asta e o condiționalitate ca să accesezi pe, pe un post politic sau guvernamental înalt, să poți fi să ai niște mânere, să ai o vulnerabilitate. Gândește-te la să o... ai niște scheleți în dulap, cum zic uh, eu, să ai șase case cu dosare penale. Eu n-aș intra, eu ce uite Gândește-te la o oală care o pui pe foc și care nu are mânere. Nu prea ai de ce să o apuci. Ea trebuie să aibă niște mânere încă de când o pui pe foc ca să o poți și lua în momentul când s arde mâncarea sau fierbe sau vrei să o muți pe un alt ochi de aragaz. Deci omul respectiv trebuie să aibă niște vulnerabilități, trebuie să fie șantajabil, să aibă, cum zici tu, un schelet în doi în, în dulap. dulap. Să poată fi, să îi se arate pisica sau cum zice caragiale cu agamiță, cu biletul, cu beletul la uh, gazetă, știi? Deci așa funcționează și nu-i de acum sistemul Și ce de făcut și ce să fie de fapt? E blocuri? și mi-ar păstra de murin ca proști, din bușcăm unii pe alții ca la Revoluție, sau ce și facem? Dovada, vrei să spun ceva, istoria României arată că Revoluțiile nu au fost făcute de români. Și asta dacă luăm absolut toate Revoluțiile, începând de la Paia lui Tudor Vladimirescu din 1821, știm foarte bine acum că Tudor Vladimirescu era numit Vladimir. Vladimirescu pentru că avea medalia Sfântul Vladimir dată de țarul Alexandru I, nu că îl chema Vladimir sau Vladimirescu și el vorbea rusă, proclamația de la Uh, Proclamația de la Padeș uh, a fost făcută în limba rusă și cu litere chirilice Și el reprezenta interesele rusești pentru Balcani Era într-un într cuplu cu Alexandru Ipsilanti care conducea eteria în spațiul grecesc Tot așa pentru ideea naționalistă Mai departe, Revoluția de la 1848 a fost uh, indusă de sistemul occidental mai exact de francezi Revoluția, uite, Revoluția de la Ploiești din 1870, mai puțin republicană, este o revoluție ciudată a lui Candiano Popescu, știi că este o stradă Candiano Popescu pe lângă Parcul Carol, pe lângă accidente rutiere. Rutiere, acolo, da, eu, eu Popescu. Eu asociez Candiano Popescu cu accidente rutiere. E așa, da, Candiano Popescu ăsta a fost conducătorul Revoluției de la 1870 din Ploiești, celebra Revoluție Republicană cu Mița Baston, cu republicanii din... Mă rog, ea a început să a în Ploiești, au cucerit primărie, au, au, cucerit tot Ploieștiul, dar când au ajuns la telegraf, la vremea respectivă, toate mesajele se trimiteau prin Telegraf, uh, telegrafiștii s-au îmbătat de bucurie că a reușit Revoluția și n-au mai fost în stare să trimită mesaje către restul orașelor din uh, Regatul României de atunci. Din să, cauza asta. Nu, de fapt, nu era Regatul României, că nu că nu obținusem independență, din cauza asta a căzut Revoluția. Mai târziu, Revoluția. Uh, asta comunistă, pe care tot o clamau comuniștii că noi suntem revoluționari, ce ușesc însuși spunea că el e revoluționar da, și că, și că revoluția... da. Comuni... da. Așa a fost adusă de Uniunea Sovietică. Ăștia toți erau spioni NKVD, nu erau... Ana Paucăr și Gudej deci... au băgat spama în Burgheș, nu? Da, sau așa. Mai departe, Revoluția din Decembrie. Știm foarte bine că dacă nu se întâlnea Gorbaciov cu Bush Senior în Malta în decembrie 1989, în 1989, Ceaușescu sau măcar moștenitorii lor ar fi fost și în zilele noastre, ca în Corea de Nord. Deci noi nu ne bazăm pe, pe revoluții pentru că ele nu pot fi făcute de români. Noi suntem o populație destul de eclectică, ce înseamnă cu idei destul de uh, separate și destul de uh, independente, unice, și eu dacă ție ți-e rău, da, ai o problemă, eu mă, în loc să mă gândesc, bă, o să vină rău ăsta și la mine, o să se răce și eu că, uite, Sorin nu mai are mașină, nu mai are ochelari Prada sau nu știu ceva, eu mă bucur ce, bă, ce bine i s-a întâmplat ăsta, eu nu mă gândesc că... Că ia ochelari, să moară vecinul, să iau capra, exact, nu? să moară și capra vecinul, să mă, sunt atât de bucuros că nu mai are Sorin da, mașina aia și ochelari, că nu mă mai interesează că și mâine o să sufere. nu eu. crezi că asta din cauza sistemului care ne manipulează și ne-a făcut să ne îmbrăjbim și să ne... Urăm unui pe alții. Adică eu am văzut când au dat în instituții de astea care unesc oameni, gen biserică, gen familie și atunci mi-am dat seama că e ceva orchestrat de afară ca să ne dezbine și să ne cucerească. Vrei să spun ceva? Noi așa suntem construiți, nici nu e nevoie să intervină de afară. Pentru că noi așa funcționăm. Asta e, asta e modul nostru de viață, de lucru. Și uite-te la țară, la iar de casa unuia alții zic, lasă, n să iardă, mă fac și eu că n-am văzut. Că trebuie să vină cineva din statul, dar zici, bă, nu te duce să-i să, -i, să -i stingi casa. Deci așa suntem noi construiți și să știi că genul asta conflictuală a urii de război există în, rezidă în societatea umană din totdeauna. Uite, cel mai mare grec, sau mă rog, cel mai mare formator de cultură greacă Homer, cu cele două opere, Odiseea și uh, Iliada. I-a da, mai avut o operă de care foarte puțină lume știe, se numea Batra Homiomachia, în care el și imaginea că batra? se lupt Batra Homiomachia, se numea un nume Batra de... Homiomachia. Da, Batra Orcum de la Batra peste 2000 de -am uitat. Așa, uh, acolo se luptau uh, amfibienii cu reptilele un uh, 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 pardon, mamiferele cu amfibienii, șoarecii cu broaștele. Și era o luptă permanentă, continuă, și nu mai conta. Era atât de cine câștigă. Cine câștigă, așa suntem noi uh, și în spațiul românesc și peste tot. Să știi că uh, uh, să-ți mai spun ceva. Faptul că, că omenirea a ajuns la războiul ăsta mondial dovedește că martorii celui de-al doilea război mondial. A, nu mai sunt. Adică, ca să spună, bă, nu intrați în război, pentru că este cumplit din război, nimeni nu câștigă. Nimeni nu câștigă, exact, asta vreau să subliniez și eu, toată lumea pierde dintr-un război. Cât mai durează războiul ăsta, Ștevan? Deci războiul ăsta are, durează până când una dintre părți să, predea, să predă sau se puizează adică resursele. Forever? Nu forever, pentru că resursele sunt limitate. Primul război mondial se presupune că s-ar fi terminat mult mai repede dacă nu ajutau americanii Gândește că în Europa primul război mondial nu mai exista niciun cal, nu mai existau oameni care să lupte și atunci americanii au venit să ajute războiul de partea Antantei ca să, să, ca să și pună niște condiții de pace pe care le-a și pus prin conferința de pace de la Paris din 1919 și mai, mă rog, cu Trianonul din 1920 care a privit și Transilvania. Că altfel, să mult mai repede. În, în cazul războiului ăsta vedem o altă forță și în al doilea război la fel. Gândește-te că America a, a debarcat în Normandia în, în iunie 1944, războiul începuse încă din 1939, 1939 când Hitler da. a intrat în Polonia la 1 septembrie. Și gândește-te că. Puterile mari care se conservă și intră la sfârșitul războiului în luptă au uh, resurse mai mari intacte pe care le pot folosi și pot stabili cine să câștige. Mie mi-e tare e frică că în războiul ăsta între ruși și americani din Ucraina, care se desfășoară acum, China, care se protejează cumva și își conservă resursele și își mărește bugetul de apărare enorm, deja există date că China are mai multe ambarcațiuni militare, flotă militară mai mare decât a Statelor Unite. Pentru că investesc în timp ce Statele Unite. Ei, să a... nu vedeau ăștia din satelit? Ba nu! Dacă aveau? Da, dar îți dai seama că nici americanii n-ar avea interes să recunoască că China Iau, are o flotă, da. o flotă mai mare. Mai mare ca și ei. Da, nimeni nu recunoaște asta, dar există date, experți independenți, care sunt: bă, se pare că China are o flotă formidabilă și uh, s-ar putea ca războiul ăsta, Sorin, să fie. Uh, să dea China câștigătoare și lider mondial. Asta ar însemna un dezastru pentru societatea occidentală, pentru că chinezii gândesc și au -o, o cultură și -o, un sistem politic total diferit de al Occidentului. Păi ăsta era planul Chinei, că acum 10 ani spuneau că până în 2025 sau până în 2030 o să depășească America ca și putere mondială. Nu, asta era planul lor. Nu numai că depășesc, că, că, le, că și domină că pot să-și impună politica, liderii, sistemul comunistoid al lor de supraveghere facială, de limitarea cu a... Ce șansă au în condițiile actuale? Adică războiul din Ucraina le-a sporit șansele sau le-a diminuat șansele? Foarte, foarte mult gândește-te că toată atenția internațională de intelligence, de uh, investiții militare s au orientat spre Ucraina, de unde și China a rămas cumva să conducă singură tot bazinul Asiei de Sud-Est. Investesc acum americanii foarte mult în Vietnam, unde mergi tu Mâine. 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 Poi mâine, poi mâine, mâine, poi mâine, mâine. că e azi, azi, duminică, marți. Da. Așa pleci, pleci acolo, mă rog, o să fiu și un decalaj de fuz orar, o să te zăpăcească. 6 ore. Așa, dar China rămâne stăpâna Asiei de sud-est și gândește-te că deja are o ieșire la, la Golful Bengal, la Oceanul Indian, pentru că China ocupa are Miamaru, o juntă militară, a dat o lovitură de stat acum 2 ani. Birmania, Rangun. Exact, da, fosta Birmania, ocupată unde s-au bătut englezii și japonezi în al doilea război mondial și uh, s-ar putea China să iasă Extraordinar de puternică, Rusia și America să ies slăbite, și vine China și impune condiții, exact cum au făcut Statele Unite în primul război mondial. Și au dominat, gândește-te că după deciziile lui Woodrow Wilson, care era președintele Americii și a venit la conferința de pace de la Paris în 1919, s-a luat decizia de a Imperiul austro-ungar să se desințeze, Imperiul, Imperiul Otoman să se desinteze, Imperiul Țarist oricum era aproape distrus, dar să nu se mai reînființeze. Și uh, politica și filozofia americană cu democrație, cu toate elementele respective, au fost implementate în Europa pentru prima oară. S-au dispărut sistemele nobiliare, până atunci funcționa că lordul nu știu care, contele, baronul, bine, acum avem și noi baroni aici, în spațiu românesc. Uh, hai să vorbim un pic despre șansele și candidații români de la, la prezidențiale. Uh, după cum știi, 2024 aduce patru runde de alegeri. Vor fi, cum patru runde? În, vor fi în primăvară, în mai, alegerile europarlamentare, unde te sătăși să candidezi și tu, dar tu refuzi total. Apropo de europarlamentare, ce știi despre Cristian Terheș? Este europarlamentar. Dar știi mai multe despre el, vreau să-l invit la un podcast, pentru că eu l-apreciez foarte mult și a fost singurul europarlamentar care a avut curajul să denunțe corupția și mizeria din, din Parlamentul Europei și mânările astea cu vaccinurile și, 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 și multe, multe, multe altele. Nu știu, de ce eu nu l-am cunoscut personal. Știu e, că e membru Partidul Național Țărănesc și Democrat, PNCCD. Da, nu știu dacă mai există partidul ăsta, dar mă rog. Păi da există, că... de câte ori apare public. Dar are un, un panou PNCCD spate cu PNCCD, da. da. Eu îl apreciez foarte mult pentru curajul lui, dar îl văd singur așa, adică nu îl văd susținut și de alți europarlamentari români în demersurile de lui. Pentru că ei sunt afiliați unor partide politice care au alte puncte de vedere, o altă filozofie. Aici politica. vreau să ajung și mi-ai ridicat mingea la fileu. Păi noi la Parlamentul Europei nu reprezentăm, de fapt, România, reprezentăm partidul din care facem parte și interesele partidului respectiv. Adică eu, ca și populație, dacă votez un europarlamentar, nu-l votez să mă reprezinte în Parlamentul Europei, îl votez să mi reprezinte PSD-ul sau PNL-ul sau Aurul sau eu știu ce partid. Toți europarlamentari, sau, mă rog, grupurile parlamentare europarlamentare, sunt afiliate unor grupuri europene, populari europeni, liberalii. Uh, re, RENIU, uh, ALDE, de deci sunt afiliate unor grupuri mari care transced granițele statale. Și atunci uh -huh. fiecare partidul meu, de exemplu, uite, Partidul Național Liberal, de exemplu, este afiliat PP-ului, Partidului Popular European. European, ok. Și fiecare partid, adică, și ei fac, fac bisericuțe sau gășcuțe sau aranjamente în funcție de majoritatea lor din Parlamentul European. Nu Bineînțeles că unul ca Terheș, care, el ar, teoretic ar trebui să ăștia țărăniștii, cel puțin așa știu, erau tot la populari european, dar eu s-ar putea să facă politică independentă. Independent, independent așa. Dar să știi că e foarte utilă prezența unui astfel de om, și uite, în, apropo de Homer și de Iliada, îl avem pe Ahile, în care era marele război și care lupta singur. El nu era cumva... Nu A Afiliat țin... nimănui. Da, ăștia trebuia să-l păcălească cumva ca să... Era un fel de mercenar. nu era nici mercenar. El avea niște idealuri, că nu lua bani. Ahile n-a luat bani de la da. Agamemnon sau de la Menelau, de la regii okay. greci sau de la Ulise. Păi el trebuia să-l păcălească cumva sau să-i să alimenteze un ideal ca să lupte. Tu dacă ai merge în Parlamentul European, tu cu idealurile tale și cu popularitatea pe care o ai și... aș fi exact ca și nu ar putea controla nimeni, știi? Da, și ai, măcar ai fi o voce, nu știu ce succes ai avea, dar e bine să fie o voce care să... Păi au va... și o voce pentru că de fiecare când vede câte o uh, ilegalitate mânărie, fapt de corupție sau ceva, țipă, iese în față și asta dar nu, nu are rezultate pentru că nu că îl ignoră pur și simplu, lasă să vorbească dar îl ignoră da, dar vrei să spun ceva? Uh, rămâne totuși ceva după el. Aici, rămâne. acum în Parlamentul Europei, pe scandalul ăsta cu Schengen, în care a spus că uh, cancelarul Austriei e super corupt, că este uh, face jocurile lui Putin și că, din cauza că Putin vrea să destabilizeze Uniunea Europeană, de aia i-a dat ordin cancelarului Austriei să nu ne bage în, în Schengen, nimeni n-a venit cu argumente contra a ceea ce a spus, dar nici nu s-a întâmplat absolut nimic. Că, apropo de cei care îl acuză pe Terești că face jocul rușilor, din moment ce el spune că împotriva rușilor, adică am văzut că de câte ori se ridică o voce la noi în spațiu public, că e Cristoiu, că e Terheș, că e altcineva, dacă n-au ăștia argumente să îl... îl... etichetează. Îl etichetează că este omul rușilor, omul lui Putin, este rusofil și pe mine inclusiv. Adică am avut două, trei podcasturi sau două, trei live-uri în care am zis nu știu ce nedreptate și ce bă, ești omul rușilor, de zice așa. Adică s -a cred că asta e creat de servicii. În momentul când cineva e împotriva sistemului, să zică că e omul rușilor, ca să știi? Da, asta e moda momentului să, acum. O să știi că nu e de acum în filozofie să numești argumentul ad homini. Deci pe tine te etichetezi, nu știu, ungur. Și orice spui tu de acum privezi din perspectiva faptului că ești ungur. Deci nu mai contează ce spui, că vorbești de primăvară, de ca nins azi noapte, că ce s-a întâmplat, tu ești ungur și atunci totul e păgat sub uh, chestiunea asta negativă că ești ungur. Nu știu, am dat un exemplu aiurea, nu am nimic Bessel, cu Și, -am, nu, nu, și nu am nimic cu ungurii, deci -am, nu cred în... Uh, în naționalismul ăsta excentric pentru că noi... Ungurii n-au ești... treabă cu noi să știe, adică nu... Asta e mai mult la politic sau ceva, adică, dar... Uh, eu am trăit în Ardeal și în, în sat acolo, dacă era, și noi am avut la șicul acolo două, trei familii de unguri, dacă stau casa a foc, primul cu găleata venea ungur, nu venea română Adică ungurii foarte, foarte săritori și ungurii sunt foarte, foarte gospodari. Eu îi admir foarte mult ca și popor, așa, sunt, sunt gospodari. Adică cum intram în Ungaria după Revoluție, imediat da. erau toate casele, ai văzut, știu, cu și balcoane, cu și cum, câmpurile aranjate. Amenajate și, și nu era nici o da, perloagă da, nimic. Asta cu românii, cu ungurii, cu asta făcute de politicieni ca să de UDMR sau de nu știu ce, ca să își câștige, își câștige electoral. electoral. să prindă da. fiecare an. Eu dacă mă sunt în Harghita, în Covas, în așa, asta, chiar dacă n de la românește, că n știu, s-a născut în sat de unguri și nu l-a învățat nimeni românește, că e familie de unguri, chiar dacă trăiește în România, dar dacă m-am dus acolo și am făcut așa pe burtă, mi-au pus mea mâncarea, chiar dacă n știu ce. Dar nu mai <laughs> să contează zic. ce ești, da. Și nici vina ta nu e că vorbești românește, că puteai să fii Normal, fi deci chiar nu mă deranjează faptul că, domnule, dacă e România și am fără la farmacie și da, domnule, dacă faci că capus doare capul, îți dă un alcocamin chiar dacă nu vorbește. Adică eu sunt foarte tolerant din punctul ăsta de vedere, știi? Eu, am... eu în armată la MGTA, la unitatea de artilerie, jumătate erau din Harghita Covazna, maghiari, știi, care nu știau românește deci aveam mari probleme să-i comand, să-i le dau ordine. Erau foarte buni executanți, deci am mai bună credință, dar nu știau săraci, adică nu, era, nu puteam să mă spăr. Nu era direa voință. Păi să spun și eu cu de la foarte magazin. nu multe limbi străine. Hai să revenim un pic la alegerile astea din 2024. De deci ce deci in... încep cu europarlamentarele? Deci, în mai 2024 vor fi alegeri europarlamentare pentru, pentru Parlamentul Europei. Sunt niște alegeri foarte importante care vor da tonul pentru toate celelalte alegeri din 2024. Adică locale, unde se alege, să aleg primarii toți, președinții de consilii județene, consilierii, județeni consilierii primăriilor. Deci o să fie o vânzoleală foarte mare politică cu foarte mare interes din partea partidelor, pentru că în momentul în care ai primarii, primarul toți și consilierii tăi și majoritatea în consiliu, poți să determin și alege, să influențezi și alegerile parlamentare naționale, care sunt mai târziu, în noiembrie, or să fie probabil simultan cu cu prezidențialele. Acum, după cum știți din după modificarea Constituției din 2003 de către Adrian Stase și Ion Iliescu, pentru că Constituția adoptată de Constituanta din 1991 s-a modificat în 2003, deci la 12 ani distanță. S-a introdus un decalaj. Dacă în Constituția din 1991 mandatul de președinte era de 4 ani și cel de uh, parlamentar era de tot de 4 ani, și se făceau alegeri simultan uh, și de parlament și de președinte, după, după adoptarea Constituției ăștia, uh, mandatul de președinte a devenit de 5 ani. Să spunea la vremea respectivă că Năstase și-a făcut mandatul Dat de 5 ani ca să stai el 5 ani. El a și candidat împotriva lui Traian Băsescu în 2004 s-a bătut, bătut Băsescu, mă rog, ce s-a întâmplat atunci, e discutabil, asta o să ne spună istoricii peste 50-100 de ani. Ca și cu Joana, de fapt. Ca și cu John. Tot ce a făcut Băsescu este discutabil. Așa, el s-a -a bucurat de un sprijin destul de mare. Și de în... ce și au luat mâna după el, după aia, că acum e și-a luat pentru că Paria. el a fost infestat și el de naționalism. El a avut din totdeauna gena naționalistă. Gândește-te că toate elementele astea, dosarul Mihăileanu, dosarul Flota, dosarul nu știu ce dosare mai avea destul de grave, erau de fapt forme de mânerele lui cu care îl țineau să nu dea în fierță, să nu explodeze. Pentru că el dacă n-ar fi... Scheleții, au... lui din dulap, exact, scheleții lui din dulap, cum ar scheleții lui din dulap. Și el a fost, mă rog, părerea mea este că Elena Udrea i-a fost implantată de serviciile secrete estice, știindu-i știindu se știindu slăbiciunea lui pentru gagici, că el a fost un mare Eu o mare i am implantat direct sub birou. Așa, i-au plantat-o cum i-au plantat-o și, mă rog, de acolo a început, a început decăderea lui, pentru că în momentul când ai o astfel de sensibilitate, ești vulnerabil, ești șantajabil, ai o, cineva are o intrare la tine prin persoana respectivă. Uh -huh. Uh -huh. Așa și... De -aia și reușit gașca aia cu Cocoș cu... Da, ei au luat, au pus mâna pe foarte multe joburi afaceri, pardon să le zic, din uh, spațiul românesc, cu traderi internaționali, au vândut chestii importante, cu Alros Latina, cu Microsoft-ul, cu, Microsoft cu tot ce... Da. Mă rog, și să revenim la subiect, apropo de John, că ai spus de candidat, să știi că este cel mai eligibil și cu șansele cele mai mari de a deveni președinte în 2024, din, chiar unul din considerente este ăsta de sensibilitate publică, pentru că lumea l-acceptă că a fost furat atunci în 2000. Da, dar are o grămadă de dosare de corupție închise, cu șpăci 2009, și cu și cu tot, adică crezi că alea nu o să iasă la iveală când o să fie o luptă de asta pentru președinție și cum se înțeapă politicienii și scot dosare, el a avut o grămadă de dosare de corupție, Joana, și lua bani, adică... Mă, nu există... Și prietenia lui cuvântul știi și cu alți oameni e? de proastă... Hoțul, ne... hoțune negustor cinstit. Există dosar pe numele lui, eu nu știu dacă a făcut au sau fost, nu. Au fost, cum să nu? Nu știu dacă mai sunt deschise acum. Și chiar dacă au fost, au prescris. Știi? Da, nu știu exact, da, da. Dar asta o să iasă la iveală în campanie electorală, clară. Adică... Mm. Nu știu dacă o să iasă. Contra candidații lui, astea sunt armele. În momentul când ai văzut că sunt alegeri, atunci ies niște scheleți. Da, eu cred că Joana are cele mai mari șanse, pentru că este Românul, să știi că e... Un Principiul doi pop... valabil, dacă ține în cont de vorba românului, nu contează ce votăm, contează cine numără voturile. Și atunci... Nu, dar gândește-te că există un factor emoțional aici. Bă, omul ăsta trebuia să iasă președinte încă din 2009, când l-a furat Băsescu la vot, cu noaptea aia, când Bine, Mihaela Dragostea ani. mea. Da, 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 dar lumea ține minte, bă, ăsta a meritat să fie. Atunci președinte. eu cred că și-a pierdut din seriozitate și credibilitate și nu cred că l-ar mai vota oamenii pe Joan. Adică nu cred că ar mai avea încredere că Joan e un președinte capabil care ar putea să ducă România într-o direcție bună sau ar putea să o scoată de sub influența puterilor străine și să revenim din nou o țară independentă și suverană, care nu mai suntem acum. Gândește-te că România e, e o punte extraordinară, ar putea fi o punte extraordinară a rușilor spre Balcani, pe coridorul panslavon. adică rușii, dacă, n dacă România ar fi filorusă, ar putea ajunge foarte ușor la sârbi, la bulgari, la... la Montenegreni, la croați, care sunt slavi. Ăștia sunt bine, slavi. Bine, croații sunt în Schengen, noi nu suntem. Da, bine, dar vreau să spun, ar fi o, 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 pasarelă de trecere a rușilor spre Balcani. Aici e foarte important. Deci ar trece rușii spre Balcani? Ce interes nu ar nea, avea? Nu neapărat cu trupe sau fizic, ci ar avea culoare comerciale, de, politice, de influență. Dar până a început războiul și ei au invadat Ucraina, cred că au făcut rușii comerț, adică era plin de ruși peste tot, nu? Era așa și vrei să spun ceva, Dragnea, de exemplu, a fost bănuit prin naționalismul lui și forma pe care o luase el de exprimare antioccidentală că vrea să aducă aurul de la Londra, rezervele de aur să le aducă în România milita pentru capitalul românesc, pentru chestiunea asta, a speriat foarte mult Occidentul că ar putea fi un, un filon, așa cum pierduseră Ungaria și da, Turcia. Da, i-a speriat că ar putea fi pro-rus. Ar putea, că ar putea fi pro și ar îmbrățișa naționalismul rusesc, de tip Aha. rusesc. Și atunci dacă Ungaria, România și Turcia ar fi un coridor filorus, de fapt Rusia ar avansa cu încă un pas spre Balcan. Și crezi că de a l -au executat pe Dragnea cu cele două angajări fictive? Acum... adică Că Dragnea, a... eu îl compar tot timpul cu Al Capone, care a făcut o, o mie de chestii și l-au uh, arestat pentru că nu gătisea găsit... mențile de circulație. i-au put... găsit un carnețel cu dublă contabilitate la un chioșc pe care îl avea. Mă rog, -ave ceva el. de genul ăsta, dar a fost și cu Dragnea, adică a făcut o grămadă de mânării de astea și l-au luat că n au două angajate n-au fost la serviciu. Să știi că politica e plină de chestiuni de genul ăsta adică politica internațională, numai în cazul lui Dragnea, într-adevăr, să folosesc elementele astea și e foarte posibil. Adică tu crezi că justiția sau, nu știu, instituția statului sunt așa de controlate că i ial pe Jicol, ia pe Costaniescu, ia pe ăla, ia pe ăla, ial pe ăla, cam așa funcționează treaba? e greu să spun că dacă nu am dovezi, dar sunt indicii că ceva influența ar avea și că ar conta foarte mult. Asta, că de partea cu gândește te gândește-te la toată echipa lui Treambăsescu, uh, vorbind de Videanu, de Blaga, de Berceanu, de Cezar nimic, Preda. Nu. Uh, niciunul n-a pățit nimic. Adică i-a băgat așa un pic. Emil sau luni, luni un an deci, și oameni din, au rămas cu 100 de milioane, cu uh, miliarde. Fluturi, toți oamenii din anturajul lui care l-au ajutat foarte mult, unul nu este la pușcărie și mir de ce? Că ți dai seama că au fost cazuri de corupție. Nici nu o... se vrea să se schimbe legea, că așa fără scazuri cazuri de corupție, îl prinde pe la bai furat câte vreau, să vedem, 200 milioane, de 200 milioane, acum mai dai și dobândă încă 20 și nu mai mergi la pușcărie. La noi fură 200 de milioane, îl bagă 3 ani de pușcărie și rămâne cu banii. Adică acum dacă sunt la podcast la noi să uite, nu știu cât, acum pe premieră să uite 2000 de oameni, dacă bă, vrei 100 milioane de euro să una la pușcărie, din aia 2000 de oameni, 1899 sau 900, așa ar zice că da. Da, unde deci sunt. Uh, există o cultură românească acceptabilă, bă, ai, ai lasă-l frate, și, și eu am făcut din astea cumva. A furat, dar mai și făcut. Da, a furat și mai și făcut. Da, asta, mă, că nu e cel mai grav lucru ce a făcut el. De asta și cu gagicărea la, în spațiul românesc, la nivelul liderilor. Acum e foarte posibil ca, știi, că au fost o felul de scandaluri cu plagiat, ele sunt prin ciclicitate. E, e foarte posibil să apară acum niște scandaluri cu gagicărea cum le-am spune noi, adică cu amantlăcuri, cu casă de toleranță. Să până... spun și eu, cum mi-a zis de Joana, primul candidat, în ai ca să-mi spui pe dos că uh, am, am deviat cu discuția, dar fiecare candidat, ăsta, la un moment dat, în momentul când o să înceapă să se promoveze și să declare oficial că va candida, automat, unul e cu gagicăreala, altul e cu corupție, altul e cu șpagă, fiecare o să iasă la iveală niște, adică ei cred că sunt pregătiți de cei care îi susțin și de cei care îi bagă în față să candideze. ei spune bă băiatule, vezi că în momentul când o să anunțăm oficial candidatura, o să apară aia, aia și tu spui aia, aia, adică cred că se știe deja, adică se, se anticipează un pic. consilierii ăștia care fac chestia asta și uh, îi ajută să candideze și să se promoveze, probabil că anticipează toate mișcările, nu? anticipează și știu vulnerabilitățile, plus că se fac niște sondaje de opinie. Cum vedeți faptul că un lider își înșală nevasta și dacă 80% zic aia nu e nicio problemă. Că toți înșelăm, Așa, nu? atunci băgăm defectul cel mai mic ăsta că înșală și ăla va deveni șeful tuturor. Adică se fac niște calcule foarte atente. Zice Eminescu, încăput pe mâna oricui te va drege, răilor zice că sunt toate câte nu vor înțelege și afară de acestea vor căta vieții tale, răutăți și mii scandale, nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Adică dacă eu spun despre Sorin care are o amantă, nu știu, la Buzău, și da, ai scris patru cărți, ai dat nu știu câți bani la copii, nu știu, ai făcut, alea trec pe planul 2, Amanta de la Buzău, va, mare, dacă Sorin Constantinescu a ăla cu Amanta de la Buzău. Deci nu se apară titlul Sorin Constantinescu care a făcut patru case, a scris 20 de cărți, a ajutat 50 de copii, are, un are o amantă la Buzău. O să înceapă titlul cu Amanta, Amanta de, la Buzău. de la Buzău. pentru că ea atrage, deci toate Amintez. micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Asta e de când lumea gândește că Eminescu a scris Scrisoarea. Deci, întâi... tu vezi pe Joana cu șanse reale la uh, candidat la președinție? Deci, cred că are cele mai mari șanse, pentru că vrei să spună, noi totdeauna. Am Din cauza votat... că e susținut de. România au votat emoțional întotdeauna. Nu că-i nu că susțin, nu mai contează că e. Uh... Cum să nu conteze? Adică, ai putea să candidezi și să reușești dacă n-ai fi susținut de băieții de afară? Din că nu. Pentru că, ce în spun? primul rând, ai nevoie de un sprijin media, de, adică... de un background și de, de niște funcții. Te l-a primit e adjunctul NATO acum. Îți dai seama cine poate să ajungă adjunctul NATO? E clar că a primit un ajutor. Mă rog, are merite extraordinare, păi a fost ambasadorul României în Statele Unite, nu? A fost și ambasadorul României în Statele Unite, ministru de externe, a fost șeful agenției, centralei pe Europa când era la Ministerul de Externe, adică a avut o carieră diplomatică. Apropo, noi suferim foarte tare din cauza lipsei diplomației și spuneam, început să spun că dovadă că nu avem diplomați și nu mai există nu mai uh, relații diplomatice reale, că nu mai există instituții internaționale, am ajuns în faza asta de război, nu mai sunt funcționale. Uh, asta, Națiunile Unite, Organizația Națiunilor Unite, care ar avea, care ar avea rol, ca rol principal să regleze tensiunile între state, să le coreleze, să... nu mai este funcțională. Corea de Nord are nu știu câte rezoluții ca făcut experimente atomice, că lansează rachete în zona economică de exclusivitate a Japoniei, nu se întâmplă nimic. Israelul, iarăși, că nu știu ce a făcut în Gaza, nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că fiecare dintre statele astea au în Consiliul Permanent uh, al Organizației Naționale Unite, care e format din cinci membri, China, Rusia, Franța, Anglia, și Statele Unite, ăștia toți au drept de veto. Și chiar dacă există o rezoluție împotriva unui stat, dacă unul cu drept de veto zice eu nu sunt de acord, dacă Rusia, de exemplu, apără Corea de Nord, nu se mai adoptă rezoluția respectivă sau nu se poate pune în aplicare pentru că nu există o majoritate. Dar din motivul ăsta... America a intrat în Irak fără rezoluția a Consiliului de Securitate. Deci pur și simplu a intrat, a găsit o alianță. Excepții. O excepție, sau, sau, regulă. sau Rusia a intrat, în, a intrat în Ucraina fără nicio hotărâre, niciun accept al. Deci aia nu mai este funcțională. Națiunile Unite, Organizația Națiunilor Unite nu mai este funcțională. Este inutilă. Și în momentul în care a dispărut jandarmul superior pentru toate statele care a fost creat. care vine haosul. Și și atunci va fi o resetare, o reașezare a puterii. Adică eu nu, mai, nu te mai recunosc pe tine și uh, doar ne batem. Hai să vedem care câștigă. Și nu mai există nicio formă de negociere. Bine, în afară că ne mai trimitem mici prizonieri între noi sau mai facem mici tranzacții. Deci, situația este. Deci dramă... ar fi Joana, nu? Ar fi Joana. Al doilea este Ciucă. Care, Ciucă al nostru, nu cam film. Care va fi un candidat. Uh, o să vedem în primăvara asta dacă va fi retras pe postul de președinte al Senatului, care momentan este vacant. vacant este ocupat temporar de Alina Gorghiu. Gorghiu, de fapt, îi se spune. Nu Goat. crezi că îl trag în jos atâtea greșeli care le-a făcut de când e prim-ministru, inclusiv de exprimare, inclusiv de dicție, inclusiv de. Vrei să spun ceva? Din punctul meu de vedere. Uh, uh, premierul Ciucă este o dovadă că suntem într-un război. Să ne gândim că n-am mai avut general la conducerea statului ca premier. În vremea păi nu era război când, când l-au pus pe Ciucă, nu? Era război când au pus pe Ciucă, nu mai ții minte. Păi cum să nu? Deci ce da? exact... Ciucă l-au schimbat pe... nu, războ... invazia Ucrainei a fost anul trecut Acum? în 2022, în februarie, iar Ciucă este premier din 2020... noiembrie 2021. Unu, deci nu era război nu, l-au pus pe Ciucă. s-a anticipat, deci erau trupele rusești, erau masate la granița Ucrainei. Ele sunt masate încă din vara lui 2021, adică era previzibil toate serviciile orientale. Deci ajută o țară care este nu, în afară războiului să aibă prim-ministru militar în momentul când e un război la granițele ei? îți am spus că cea mai mare parte a resurselor sunt alocate militar. Deci dacă pui ca o prioritizare sănătatea, ordine internă, educație, cultură și armată, investiții militare, să vede că armata este la mare distanță, adică are prioritate absolută pentru că suntem într-un război și așa a fost în toate războaiele. Nu e vorba de spațiu românesc de acum. Și dacă cele mai importante investiții sunt în lumea militară, atunci e de presupus că ai nevoie de un specialist militar, că dacă aduci pe unul de la cultură, pe Patapievi sau nu știu, pe care îl aduci să-l pui președinte, la habar n-are, spui care e diferența între un obuzier și un tun sau între 155 de mm milimetri și 122 de mm, milimetri, el nu știe, sau într-o pușcă calajnică și atunci aduci un specialist care poate să facă o analiză, să poată să se așeze la o masă. Dar n-am ministru de război, ministru de apărării, n-am specialiști. De ce trebuie să pun primul ministru care trebuie să fie un manager să conducă România din punct de vedere economic să-l pun Eu Nu sunt de acord cu tine la chestia asta pentru că un prim-ministru ar trebui să fie un manager bun să conducă o țară, să poată să coordoneze. Un manager bun sau un antreprenor bun înseamnă că are capacitate de a coordona niște oameni din subornea lui ca țara să funcționeze. Un militar are capacitate doar de a organiza niște trupe, nu are da, da, experiență dacă, managerială sau ceva. Da, 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 principala temă de investiție, de judecată, de evoluție este militară. Dar noi nu e investiție română, e achiziție. Da, ți-am ți zis, eu vrei să sunt ceva, eu sunt foarte, na, mă interesează și pe mine banul public din motivul ăsta, intru în conflict cu corupție ăștia. dar spun că banii ăștia de achiziții militare nu sunt produși de români. Noi nu mai producem nimic, nici, nici comerț nu mai avem, nici industrie, nimic, deci tot ce din vezi... Din ce cauze pentru am că, ajuns aici? Pentru că toată crema, a că am plecat în Occident și îmi cer scuze... Din nu, ce cauză? Pentru că au văzut exact cum am vrut eu să plec în Ungaria în 95. 1995, că am văzut că e o diferență. Am zis, Vorbeai ce să... fluent acum. Da, Aveai suma. și o mustață de aia așa mare. Da, și eram uh, la mitingurile lui Orban sau anti-Orban, nu mai contează. Deci fiecare vrea să-și, să, să eficientizeze. Bă, câți ani mai avem de trăi noi, Sorine? 30 de ani. De ce să mai aștepte 30 de ani să ajungă România la nivelul Germaniei? Că mă pot, pot muta în Germania și să stau și să trăiesc 30 de ani pe nivelul de acolo, pe legislația de acolo, pe cultura de acolo. Să trăiesc de mâine cum aș trăi la noi peste 30 de ani. Exact, da. Și atunci foarte... Deci, în primul rând, de ce am ajuns în faza asta? Pentru că hoții... Uh, au ajuns lideri deci asta e foarte important. Noi n-am mai avut elite reale. În momentul Revoluției, Revoluția Română a venit fără transformări profunde de substanță, asta ideatice. Asta și și acum l-am spus în interviu că noi nu mai avem lideri, lideri adevărați, adică lideri pe care lumea să i urmeze. Zic că bă, elite, o... elite, Sorin, elite elite pe care să bă, da, eu da. merg după ăsta că uite, are bă, niște realizări, moarte, da, da, are da, niște da. realizări personale, are niște idealuri. A demonstrat că știe eu, și că poate e gata să se sacrifice pentru noi, la o, adică nu să ne sacrifice pentru noi, pentru pe noi, exact. interesele lui, adică asta înseamnă un lider. Uh, și noi, revoluția a, a creat un vid, ve vechile elite comuniste au fost compromise și au ieșit din schemă, dar în locul lor, cine a, gândește-te cine a, care au fost liderii post-revoluționari, afară de Ion Ilescu, care era o ciudățenie și a, era, avea este, și el păcatele lui, sau mă rog, ca lider, vreau să zic, acum omul s-a retras la pensie sau ce face el pe acolo, pe acasă, cu doamna Nina, mai trăiește, nu, nici nu știu. Trăiește, trăiește, trăiește bine, te ai a, iisit, nu te a, așa, băie, da, mă râți, ai lui Christos să trăiască despre partea mea. Gândește-te că n -am, cine au, au venit afaceriști ăștia, Ioan Alexandru de la Slobozi catarama, uh, Cataramă, cataramă uh, George Pădure Cataramă nu pot să zic că a El a fost ca și Voiculescu de la Antene, a fost uh, unul din uh directorii sau patronii firmelor securității crește în și așa mai departe, el se ocupa de comerțul României de mobilă în perioada respectivă, a murit Ceaușescu, fiecare, Cataram a luat banii de la mobilă, Voiculescu a luat banii de la Dunăre, să la da, crește, să la niște filiale ce. comerciale. Adică, pe om de afaceri, consideră niște moștenitori al controlului Ceaușescu, cam așa i-aș intitula eu, știi? Sau ai no, care, care aveau rețele comerciale pe care securitatea le exersa până la Revoluție și le-au preluat ei. Da. Și le-au au mers cât au mers pe sistem, că ei nu sunt oameni de afaceri adică păi nu mai și Eu. Un... Și adică până... toți oameni, tu, tu știi mai bine pe Cadarama că a fost la voi, la PNL, nu? Da, a fost. Sau mai este, nu mai știu. Na, acum mi se pare că s-a mutat la alt partid, dar Iunascu nu mai... că e om rău sau ceva, dar că a profitat de conjunctura care a fost de la... după Revoluție. Da, și de care ar, proiecte ar fi profitat Parcă a mult. candidat -o la un și la președinție, dacă nu mă Parcă da, candidat. Da. El s-a vrut și premier și, mă rog, are și o suficiență, așa, e un tip care nu e apropiat, n-are popularitate, adică nu are modestie, n-are căldură umană, nu se poate uh, apropia de publicare... Uh, mo superioritatea din asta o prea mândrie care e nepotrivită unei candidaturi, știi? Deci avem doi până acum, avem pe da, Joana, da, stai, avem. Da, pe... stai puțin că stai puțin. Ai cu ciucă. Nu, să zic de Joana, Joana da. candidează din partea socialiștilor. Hai să râzi, deși se pare ciudat că poate Joana n-are nicio chestie. Adică chestiune. va fi candidatul PSD-ului? Va fi candidatul PSD-ului. Dar da el mai este în PSD, acum parcă ieșise din PSD. Să se pare că e nu știu dacă are voie ca adjunct al NATO lui Stoltenberg dacă are voie să fie, să fie membru -un de partid, partid politic, politic uh -huh. dar îți dai seama că el este, a fost președintele Partidului Social-Democrat o perioadă lungă de timp stiu, el stiu. când a candidat în 2009 împotriva lui Traian Băsescu a candidat din poziție de președinte al, al de PSD. Partid, da. Deci el era președintele PSD-ului. Deci, dacă a fost președinte, bine, nu prea l-a mai văzut la congrese sau în altă parte. Acum a mai, a mai, apărut ceva în spațiu public, îi s-a atribuit și o boală foarte gravă care avea o... De arăta foarte rău, adică l-am văzut așa dacă... fără păr, Dar, negru la față, uh... cu cearcă, Acum nu știu. N-a dacă... infirmat. L-a întrebat un reporter sau ceva, că a fost pe la tot felul de podcasturi, inclusiv la Damian Drăghici, cred că a fost la un podcast și n-a infirmat că n-ar fi avut, a spus că a trecut cu bine și că e ok acum, știi? Da, și asta e o chestiune de sensibilitate publică, pentru că lumea o să zică, m a avut o boală gravă, i-a trecut, merită, ăsta nu mai are nimic de pierdut, și când treci pentru un necaz din ăsta absolut, cam renunți la chestiuni materiale sau de corupție, sau adică ești cumva independent. Așa, de cel va candidat din partea sociali -ă, socialiștilor. socialiștilor. Uh, Ciolacu dorindu-și foarte mult să fie premier Deci asta e dorința lui uh, Desigur că Dacă mă întrebați pe mine ciolacul nu o să fie niciodată premier Pentru că el are semințele naționaliste Ale lui Dragnea și e înconjurat de foarte mulți lideri naționaliști, adică vorbim de Grindeanu, de Tudose, de uh -huh. uh, Marian Neacșu de la Secretariatul General, despre foarte mulți lideri. Dragnea și-a spus că în momentul când a mers la pușcărie sau a ieșit, nu mai știu, că Ciolacu a fost uh, omul lui și că l-a dezamăcit foarte tare, că l-a trădat. Asta spunea, că Ciolacu l-a trădat pe, pe Dragnea. Asta știi cum e, trădarea în politică e discutabilă. E normală, e nu? Perspectiva... e. Na. Hmm trebuie să fii destul de puternic ca să nu că lumea să te urmeze pe sistemul ăsta naționalist, deci trădarea te trădează când ești slab. După convenția asta a coaliției știu că peste două luni de zile sau în mai sau nu mai știu când ar mai să ar schimbe... trebui, da, de cei când au făcut uh, în toamna anului. A zis domn... doi noi doi am voi, nu? Nu, un an și jumătate, n și jumătate. Deci în octombrie 2021, când știi că l-au propus pe Cioloș premier și n-a reușit și până la urmă a fost o criză guvernamentală și n-aveau pe cine să pună premier și au căzut, înțelegere, PNL-ul și PSD-ul sub... Uh, sub aranjamentul președintelui Claus Iohannis care a găsit o cale să-mi fie se să să facă anticipate au zis bă un an jumate premier de la PNL și un an jumate dar încă o dată spun există două interese mari ca uh, cu să nu fie premier acum în mai unul este al uh, occidentului care n-ar avea n-ar risca sub nicio formă să vină un naționalist periculos din punctul lor de vedere. Se pare veret. așa un naționalist fanatic. Deci mie mi se pare foarte mi se pare foarte naționalist și el a deja a început cu cartea naționalistă, a spus că impozitează marile companii că deci are niște chestiuni din astea pe urmele lui Dragnea. Eu nu zic că sunt rele sau bune, eu le analizez ca... Da, da, ca și șansa lui de a, da, de a fi, fi acceptat, candidat, Nu de a fi acceptat. Da. Deci el nu poate fi acceptat de Occident pentru că este un risc foarte mare ca aceast, acest coridor Ungaria-România Turcia naționalistă să completeze. Asta ar însemna ca rușii să avanseze un pas spre Balcan, ceea ce ar fi total uh, împotriva politicilor occidentale și mai ales americane. Deci ăsta e un prim punct care zic eu că e cel mai important. Și al doilea punct, gândește-te că liberalii nu vor ca Ciolacu să ajungă premier pentru că ei n-au nicio, nicio, siguranță că uh, Ciolacu în momentul în care a ajuns premier nu face o remaniere guvernamentală printre miniștri puși de liberal și îi dă într-o noapte afară că premierul poate să facă lucrul ăsta Păi aia înseamnă că se sparge coaliția. Dacă da, se sparge coaliția, înseamnă că nu se mai aibă majoritatea. Vrei să spun ceva? Majoritatea să obține foarte ușor în Parlament, pentru că... că găsești nu, de îți găsești partidulețe astea mici care vor cei... Parlamentari care vrei să mă votezi, îți dau, ți-o pun pe soacră ta prefect, pe bunică ta Am înțeles. la Direcția de Sănătate Publică, Arge și tot așa, adică Găsesc găsești că... pentru fiecare și îl cumperi și el zice da, 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 că e cu partidul lui și când ajunge la vot, votează cu ce ai tu nevoie să mm. treacă. Ce deci liberalii nu vor accepta sub nicio formă ca Ciolacu să fie premier pentru că există un risc ca, și de ce vrea PSD-ul să aibă toate, Co o să-și văd, dar ce nevoie are PSD-ul să aibă toate ministerele. <coughs> Tocmai aceste, aceste alegeri extraordinare din 2024 care necesită foarte mulți bani. Deci cu cât ai mai multe ministere care produc bani sau au acces la banul public, inclusiv cu PNRR-ul ăsta de 70 de miliarde, <coughs> care este o mană cerească pentru cine conduce acum, pentru că ai niște firme pe care le bagi, niște licitații aranjate, niște experți, niște sisteme care să hrănesc și bani da. care se întorc prin sifonare să întorc în partidele politice. Deci eu dacă mă întrebați pe mine, este imposibil ca acela. Bineînțeles că asta nu se poate face în mai. Uh, renunțarea asta să zic uh, premierul Ciucă sau liberalii uh, băi, n-aveți ce să mai căutați aici pentru că ar da prost pentru liberal că nu și-au înț respectat înțelegerea și atunci se va găsi, eu zic o, un pretext, un eveniment extraordinar care ar putea fi chiar acum în februarie, care să fie cu mult timp înainte de mai... Să se Cine? De cine zici? Ciolacu. Nu, Ciolacu vrea. Deci, la cu vrea. Eu vreau să spun ce fac liberalii ca să nu ajungă la cu un. Uh... Eu ultima de când l a întrebat cineva, l-am văzut că am tăiat în cap, așa. S-ar putea să fi făcut un deal cu cineva sau să fi căzut la o înțelegere, știi? Vrei să spun ceva pentru el dacă PSD-ul ar fi scos de la guvernare acum în februarie, uh, să zicem ar fi un mare avantaj pentru PSD pentru că în 2024 ei ar câștiga tot. Ar trece în opoziție și ar critica. Din postura de victimă. Așa și uite ce au făcut ăștia. Că țara nu merge bine, e clar, pentru că suntem într-un război, sunt mm. alocări foarte slabe în domeniile importante, inclusiv în investiții. Au murit pensiile speciale. <coughs> da, mă, mă rog, pensiile speciale și uh, nu sunt există o nemulțumire populară generală. Totdeauna când scade nivelul de trai, Chiar dacă nivelul ăsta de trai e mult mai mare ca acum 20 de ani, dar e o scădere față de anul trecut. Omul se raportează la uh, perioada imediată anterioară, nu de acum 20 sau 30 de ani sau 40 de ani când mânca salam cu soia. El zice, bă, nu trecut făceam grătare în fiecare săptămână, acum nu mai îmi permis să fac grătar sau salate de beef, sau știu ce făcea fiecare român. Sau se ducea în excursii în Italia sau în Spania, da. sau unde se ducea. Și cred că Cred că în ambele variante... De, deci, Ciolacu nu ajunge premier în mai. Părerea mea, acum, încă o dată, nu Dar mă consult cu nimeni. discutăm acum, schimbăm da. niște... Pentru că din astea două considerente. Dar ce, s ce poți să și faci? dacă nu ajunge Ciolacul cu premier, numai cine crezi că ar ajunge? Sau rămâne tot ciucă? Ori rămâne ciucă, ori vine din partea renew adică din partea USR-ului. Este o grupare politică... Aia cu neomarxiștii, nu? Nu sunt E o, o, este ceva cumva peiorativ, o etichetă peorativă. Apropo de asta, că ești cu Putin, că ești cu Victor Orban, da. că nu știu ce. Nu neapărat Neomarsis. Sunt sub influență franceză. Macron este la Renew, el este cu partidul lui în gruparea asta mm. europeană Renew. Și uh, ar putea să vină ori un premier neutru din partea, cum este drulă. Uh, drulă, ah. să știi că are o perspectivă foarte mare. Uh, Gândește-te că după colectiv, după un eveniment similar din 2012. Uh, S -a, a venit, după ce s-a întâmplat cu colectivul Pont, a dat de demisia, și a venit Cioloș, Cioloș care nu avea da. niciun sprijin de, de, nicăieri. de nicăieri și Dar totuși a fost să... acceptat. A, a fost un aranjament sau un, un, o înțelegere la nivel european care a funcționat foarte bine și Cioloș a fost acceptat ca prin asta decât un an până la următoarele alegeri, deci a, a, a obținut un interimat care ar putea fi și acum pentru că urmează alegeri în 2024, și bai să punem pe unul care nu-i nici PSD, nici PNL și funcționăm așa sau un... Poate guvern de Uniune Națională, dar oricum ceva trebuie să se întâmple. Gândește-te că liberalii au o mare problemă cu bode. Bode cu plagiatul, care s-a, mă rog, s-a dovedit, este foarte clar, e destul de... Știu că au de, ea, de la Babes Boia de la universitate și au zis că e plagia 70% sau 80% sau ceva. Nu, nu, nu chiar atât, au zis că e profund viciat. Plus cu de scandalurile de corupție din Ministerul de Interne și în fiecare zi vezi pe câte un polițist că e arestat, că a, -a șpagă, că a venit dna că nu știu ce, că 40 de case, că 30 de ceasuri că inspectorii șefii protejează mafia, că... că, că, că să, niște și... foarte bine că sunt niște interimate la nivel de județean cu, cu inspector șef care sunt pus pe județ, care nu susține, nu au examene și -au sunt puși am. politic de către a, a, gașca. Dar a, Bode, să luăm pe Bode. Bode, ca să înțelegem cum a ajuns el în Partidul Național Liberal, el este un sindicalist, a venit pe, pe filiera... PD, PDL, la fuziune a ajuns lider uh, pe sălaj. Uh, Ca și Mitrea. Și Mitrea a venit tot din sindicate tot și a ajuns ministru, da. ma, Deci un, un sindicalist liberal e, de, o, e o ciudățenie naturală. Este secretar general al Partidului Național Liberal. În sine, chestiunea asta ar trebui să ridice niște semne de întrebare. Eu n-am nimic cu Bode. Am avut o discuție cu... Eu știu, mă știu personal cu el, că de când era președinte de comisie de, de uh, transport la Așa. Camera Deputaților și ne-am mai întâlnit... Uh, la diverse de astea, seminarii, conferințe a lui Ancuța, că uh -huh, și Ancuța da, cunoaște bine. Și intelligence. A venit la mine într-o zi și mi-a zis, domnul cu vă admir, sunteți foarte viral așa în spațiu public, sunteți foarte vocal. Deci de atunci știu, de când era deputat, de a fi ministru, știi? La mine a venit din contră, la congresul din octombrie 2021, când l-au schimbat pe... când l-au schimbat pe... Orban cu Câțu, eu, la, care s-a făcut la... Tu erai la congres acolo, la, expoziția, la, la expoziție, la, Eu, ca orice liberal cu libertatea de exprimare în sânge, am început să mă aclamăm. Mociferez, nu? Să, da, și el vrea cumva să fie liniște, să fie totul organizat, să nu se întâmple nimic. Și a venit la mine și vă rog frumos să nu mai strigați, Sipați. să nu mai... Și am zis, domnul, zic, domnul Bodez, de când sunteți în Partii Național Liberal? Vedeți că aici libertatea de exprimare este legea noastră de funcționare, noastră, de unde, pe unde ați venit? Și s-a supărat foarte Tare, am intrat un pic în... Te uh, fac eu, și Na, n-are el uh, dimensiunea să mă facă pe mine, adică trebuie să mai crească un pic, să zic așa, acum sunt, lipsit, sunt plin de vanitate, îmi cer scuze. Dar, nu mă rog, am, nu mă, am eu probleme cu PSD-ul care e mult mai periculos și am probleme cu Bode. Bode e... Așa, și spuneam că sunt niște probleme... Sunt niște semne de întrebare, cu Bode, cu plagiatul cu, cu... Virgil Popescu, cu ăla, cu ăla, cu ăla, care stau acolo parcă cu... sunt bătuți în beton, chiar nu, dacă au probleme uriașe. Asta este dovadă. faptul că nu-i schimbă individual. Uite, predoiul la o conferință de presă de acum două săptămâni, s-a antepronunțat cu privire la o de cătoasă care va veni peste o lună. El a spus care este sentința de peste o lună și toată lumea a rămas dumneavoastră, dar de unde Pot știi? Poate păi cum să face așa ceva? Așa cum uh, ministrul de interne a furat, adică, bă, de tu ești simbolul maxim al, al cinstei. Nu -a că a furat, dar se jură că nu fură. Că da. sunt oameni care au furat, dar noi am furat, m-am luat capul, mi-era foame, am luat și o găină și asta este. Domnule, mi-au zis că dacă iau doctoratul și, na, m-au convins ea să îmi facă doctoratul și gata. Da, recunosc așa, dar dacă eu mă jur că nu fur, deja am o problemă, știi? Și să, să fii șeful poliției, unul care fură, adică mi se pare destul de grav. Uite, Predoiu, tot așa spun, într-o conferință de presă de acum două săptămâni, a anunțat că a anunțat o sentință judecătorească care vine peste două săptămâni. Și bineînțeles că toată presa s-a inflamat. Bă, de acum e o imixtiune, o interferență a justiției în actul juridic. Adică el nu are voie ca ministru să se bage, să, chiar dacă are informații, să zică, bă, îl păstrați Eu știu cum, cred... cum, ce, ce va decide judecătorul respectiv. Sau că știu ce, ce a decis deja. Adică e, asta e și mai grav. Uite Virgil Popescu cu mineri ăștia trei care au murit la uh, exploatările nu alea. Nu știu cine a murit, dar Virgil Popescu... Dacă era asta cu legea subminării economiei naționale, trebuia să fie de mult închis de trei ani de zile, de patru. Hai să revenim la subiect. De ce nu se schimbă individual de câte ori apar problemele? Pentru că se pregătește o schimbare majoră. Deci, bă, n-are rost să mai tulburăm pe mici chestiuni, o facem odată, brusc. Deci eu așa văd lucrurile, de deci, să pregătește, noi suntem într-o așteptare și eu simt, am o, am o experiență politică destul de mare, și că... să să schimbe brusc, să vină un cutremur în politica românească, da, să, zică exact, da, să vină... radem de la rădăcină PNL-ul, no. PSD-ul, și vine uh... alt partid cu cu Jicol și o să fie bine sau -a -a... ce credeți? Deci luna asta, februarie, este decisivă, tocmai pentru că este cu două luni înainte de rotativa care ar trebui să se întâmple și n-ar asocia o nimeni cu rotativa aia. Dar ea, uh, schimbarea asta trebuie să se întâmple că este o așteptare, o, o, o presiune enormă. Spuneam că 75% din uh, populația intervievată în ultimul sondaj de opinie consideră că România merge într-o direcție, direcție proastă greșite, și da. foarte proastă, ceea ce e foarte grav. Sondajele astea dau până la urmă nemulțumirea publică. Una din uh, condițiile, sau mă rog, din... Uh, funcțiile guvernamentale este să, să păstreze o mulțumire generală, publică, acceptabilă, tolerabilă. Ori dacă tu depășești o anumită limită, deja nu mai funcționează instituțiile, nu mai merge nimic, totul se dă peste cap, corupția păi, nu crește. Nu mai merge nimic, corupția crește, așa, da. Așa și din ce motiv nu se schimbă miniștrii ăștia? Că tânăci, Bă, dar e inadmisibil cum stă de acolo. Ai, fiți convins și eu vă garantez prin experiența mea, nu că am informații, prin experiența mea politică că așa funcționează întotdeauna, pregătește un cutremur major. Ceva trebuie să se întâmple. Acum nu știu cum o să arate. O să cadă și PNL-ul și PSD-ul de la guvernare. Poate să vină un guvern de Uniune Națională, poate să vină un tehnocrat, poate să vină un, un partid, poate să rămână doar PNL-ul, care am, o, guvernul Orban a fost un guvern minoritar și totuși a dus-o foarte bine un an și jumate chiar cu voturile PSD-ului. Eu nu știu să așa de priceput ca tine și n-am făcut politică, dar ce văd eu -o? ca o, o siguranță așa pe ei și o fac niște chestii total ilegale și imorale cu o nonșalanță incredibilă. Mi-aduc aminte de când era Băsescu președinte și Boc prim-ministru, furau oia așa fără să se gândească că într-o zi ori bate Dumnezeu, ori ia de nea, ori ceva. Deci n-aveau absolut nicio problemă, nici, nici cea mai mică, cum a fost când am fost eu la loterie de a închima curtea de conturi și cu software la care au vândut de acces personal, care costa 300 ceva de, de dolari pe internet. Toți ăștia care fac afaceri cu statul, pe seap și vând softuri, mai zici, domnule, au lucrat 20 de softuri au lucrat 30 de dai, dar nu se știe câte ore, că n-ai cum să știi, a schimbat codul sursă. Ăștia acum l-au luat de pe internet cu 350 de dolari, l-au vândut la loterie cu cât crezi? Știi povestea, nu? Da, știu șapte 1.700.000 de euro fără să se atingă de absolut nimic. Deci cum l-au luat cu cardul de pe net cu 350, l-au vândut cu 1.700. Deci atunci mi-am dat, de, sau de dolari ce era pe vremea mi-am dat seama că oamenii ăștia nu aveau niciun fel de remușcare, niciun fel de teamă, niciun fel de frică că într-o zi se va întâmpla ceva și cam. că aveau o protecție totală. Dar până la urmă, cum zici tu, tot se schimbă, frate, peste un an, peste doi, peste 3 tot vine altcineva și te întreabă, bă, băiete, îi țării, ce ai făcut cu ei, știi? Dar îi văd pe oamenii ăștia ce fac ei în fiecare zi, cu așa o siguranță pe ei și cu așa o, cum să zic, nepăsare nu. că li s-ar întâmpla ceva, încât Ei mă sunt, îngrijorează chestia sunt, asta. Sunt veșnici. Oamenii ăștia se consideră veșnici, că nu vor da socotală nimănui. Au probabil comenzi și vrei, vrei să spun ceva? Există informații că din serviciile secrete. N-a zice că conducerea actuală a serviciilor secrete, dar sunt foarte mulți generali care au ieșit din servicii secrete la pensie și care nu stau liniștiți acasă când că încă îi mai duce minte, au conexiuni. Ca și fostul tău socru, nu? Așa? Care îl caută de neau la 70 ceva de ani că s-a implicat nu știu câte business-uri. Așa și fac uh, și au prieteni în zona politică pe care tot ei au promovat și care i-au pus în diverse poziții și uh, pe care îi sprijină. Foma asta, haide, că ai șansă. Deci ta. tu confirm zvonurile că noi suntem conduși tot de oameni proveniți din fosta securitate și urmașilor. Și lor. pe metehnele fostei securități. Adică, bă, astea sunt rețelele, păstrăm legăturile. Tu îl de acolo, eu iau de aici, da, eu par cu ăla, tu împart cu ăla. Ăla da. care împotriva noastră e rusofil. da, mie Mă rog, tu știi care e poziția mea, mie n-au ce să-mi facă, suntem uh, într-o situație de win-win. Uh, În afară de Ciucă și Joana? Așa, în afară de Ciucă și Joana... Codruța a mai auzit că ar putea... Uh, s-ar putea să o aducă pe Chiove și deși femeile în spațiu românesc au foarte puține șanse că noi suntem misogini, poporul român e misogin. Cine? Femeia la cratiță, încă n-am renunțat la principiile astea destul de arhaice. Gândește-te că noi am... Carol al doilea a dat dreptul femeii să voteze în 1936. Deci prima oară femeile în spațiu românesc, deci nu sunt nici 100 de ani de când femeia votează, dar păi să fie de președinte, excepțiile astea care au mai fost, că am avut un premier pe Dăncilă sau primarul că a fost... Bine, a fost de râsul lumii, râdea și țara de noi, și Europa când a fost Dăncilă premier, era un râs în continuu, adică eu care nu mai știu cine a pus-o pe Dăncilă, Iohannis era pe vremea sau cine era? Dragnea a pus după Nu, dar cine eșecul... era președinte? Iohannis, da, Iohannis Măi fratele meu, dar tot chiar așa nu, A fost o propunere a partidelor politice Păi, păi bun, dar de câte ori am a refuzat? A... Știi că au mai propus partile da, și a da, da. refuzat Da, într-adevăr Dacă ai, vezi că ai iq sub 10 sau sub 5 Și confundă Croația cu Nu știu ce țară Norvegia. Sau cu Norvegia Sau niște dastea de, de, de copii de clasa a doua Sau ceva și tu Adică eu ca președinte de țară să știu că am așa un prim-ministru prim Și să râdă Europa toată de noi Și populația și tot, adică Uh, trebuie să ții cont că în perioada respectivă a fost și un uh, curent. Uh, uite, dacă actualul premier făcea. Mă rog, dacă Dăncilă făcea jumătate din greșelile actualului sau fostului premier Ieșea un scandal mult mai mare Că depinde și dacă ți-e presa favorabil Dacă este un interes să fii compromis Adică sunt mai multe elemente Nu că țin cu Dăncilă Păi nu, dar, dar... ea n-a făcut nimic, Pentru că ea era o păpușă acolo care na, Ea doar semna, cred că nu, nu putea ea, Nu avea capacitatea intelectuală să ia o decizie Sau să facă niște schimbări Îi spunea băieții, ea ia... Fă, Făvioricu ea semnează acolo, Fă, o uite, semnează și dincolo, cred că asta era rolul ei acolo, nu cred că a avut alt rol. Da, eu am făcut niște investigații pentru propria mea informare să și să știi că din, în privința corupției nu era coruptă. Eu n-am zis că sub, e ea, sub, ea, sub ea era un, un, o altă categorie de oameni care făcea toate dar aranjamentele. Am mai auzit da. ce spui tu că bă, era prost, dar nu era corupt, dar asta nu e o scuză, pentru că cât ai fi de prost, îți dai seama că ea te folosesc ca să fure, te bagă da, în față. Da. Da, și acceptând da. să vezi chestia asta, înseamnă că ești ca și ești, complice până la urmă. Adică nu te scuză faptul că tu nu ești corupt, dar îi lași pe celălalt să fie corupt. Și acum, în situația actuală, sunt o grămadă de oameni în partid care nu sunt corupți, dar văd pe colegilor că fură și că fac șmecherii și fac mânării și nu dau un telefon la 112 să, le, să spună ceva colegilor și... a, a, a sunt tot complici ei, nu? Dacă eu te văd pe tine că omori un om și nu mă duc la miliție să spun, bă, uite, Ștefan la omor pe omul ăla, sunt complicele tău, nu? Da, Sorin, dar există și o ierarhie a păcatelor, ca în cercurile lui Dante, a Ligierii, Infernul, știi, există niște cercuri. Eu zic, dacă corupția, eu cred că e cel mai mare pericol pentru un politician. Dacă corupția nu ai, ucide. Dacă nu, ai, dacă nu ești corupt și ai pe următoarea, nu știu, ești curvar, ești prost parcă sunt mai bune și mai tolerabile decât corupția. Mă rog, asta e viziunea mea, că eu am ceva cu corupția, știi că mi-am dedicat viața și lupta mea anticorupție, da. anticorupție și de asta când găsesc unul care nu e corupt, îi acord circunstanțe atenuante. Zic, bă, ăsta nu era corupt, știi? Că permitea că gașca din spatele lui, că... Mie mi se pare că tu, dacă nu ești corupt și vezi că ceilalți sunt corupți și nu faci nimic, ești la fel de corupt ca și ei. Asta e principiul meu. Da, există o, o, o toleranță pentru... că cu... Uite și eu, să vreau să spun, am și eu păcat, ăsta. De multe ori, când eram un partid simplu membru, auzeam chestiuni și ziceam, bă, nu mă bag, nu mă interesează, dar pe mine nu mă... Și că am zis asta, pe mine nu mă da, băgați în chestiune. Nu sunt asta. de acord cu tine cu chestia asta. Da, dar n-aveam ce să Fac, pentru Să că... pleci. Să zici, domnule, nu mă identific cu voi, hoților, corupților, păi, nemernicilor și am plecat. N n am acceptat o poziție mai retrasă, idealistă, în care mi-am băgat bani în continuare, în parte. deși unii furau bani, eu îi băgam. Tu băgai și alții luau. Da, da, dar aveam grijă că măcar banii mei să nu se ducă nicăieri. Și nică a nică... folosit la ceva sau au folosit partidul la ceva sau țări la ceva? Ce ai făcut tu? Din... Pe nu din... crezi că cu banii tăi puteai să faci niște case la niște oameni care nu aveau case, de exemplu? Nu erai mai Noi erau mai mulțumit sufletește decât să știi că ai dat banii unor hoți care i au furat? Să știi că perioada când eu am băgat banii în partid, Partidul Național Liberal era mult mai educat la nivelul liderilor. Erau niște oameni mai cizelați, mai eleganți, mai diplomați, mai toleranți. Nu erau ciobani, așa. Da, acum a venit o generație, uite, ți-am inclusiv de bode ăsta, care n-am nimic cu el, dar N-are ce să caute el acolo. Aici ar trebui să fie niște oameni educați, curați, diplomați. El este Mai un... sunt oameni de ăștia, diplomați, curați, educați. Mai da, există? Sunt, Mai sunt, -au înțeles, sunt, dispărut Sunt, așa cum spui tu, când, te, când ești într-un grup și vezi că ăștia pun la cale să fure, tu nu poți să fugi te bași cu ochi, ei. Adică putea fugi, să mă asociez ori cu așa ceva? te retragi te retragi într-un colț regăsindu-te pe tine când cu zgomote de șarte vreme trece, vreme vine, zid, zice Eminescu. Așa am făcut eu, zic, bă, aștept să se schimbă, nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te între de întrece nătărăi de a-i fi, fi cu stea în frunte. Te amănai că tavori iarăși între și să se plece, nu te prinde lor tovarăși, ce val ca trece. Eu am mers pe glos întotdeauna, geniu ăsta lui Eminescu. Păi, a, a, și a zis Eminescu la ultima propoziție, ultimul vers care zis, nu te prinde lor tovarăși, deci nu te tovarăși cu ei. Da, și asta spun. Ăla... Deci nu te-ai cu ei, chiar dacă știai că ei fură, că sunt corupți, că sunt eu voți, că vrei sunt. Vrei să spun ceva? am venit în partidul ăsta înaintea lor, Sorin. Eu n-am venit. Uh... Da, dar când ai văzut că deja nu mai poți să controlezi o situație și că toată lumea fură, eu plecam în de, secunda 2. Deci de stai puțin și ce mă sfătuiești dacă să-mi dau demisia din Partidul Național Liberal, tocmai pentru că nu. Mai, mai... mai... există Partidul Național Liberal, la care era după, revolu după, după Revoluție, când ai scris un partid cu Câmpianu uh. și cu toți oamenii de onoare, mai există oameni uh. de onoare. No, atâta vreme cât sunt eu acolo, partidul ăla există și acum au lipsit de vanitate și prea mândrie. Deci eu cred cât mai cât sunt eu acolo și, și să știi că găsesc oameni minunați de cât ori intru în da, dar așa de mici încât n-au n, n, n -au, nicio putere, n-au nimica, pentru că tu dacă ești corect cum e Jicol sau cum zici tu că mai găsesc oameni care sunt onești, niciodată n-au vreo șansă să avanseze, pentru că în momentul când avanseze, la spune, bă, și colia ea De mâine ești ministru, trebuie să dăm acolo, să dăm dincolo, să facem mai, închide mai, vinde mai. Și zic, băi, șeful, eu, dar stai puțin că eu nu sunt ăsta marș înapoi, marș la simplu membru. nu așa re... se întâmplă. S te S te Sau te retras singur. Sau Nu avansezi, zici, bă, îmi pare rău, eu, nu urc aici pentru că știu că nu am ce să caut. înscriu foarte mulți acum de când sunt viral pe TikTok, pe YouTube, înscriu copii de ăștia care sunt ori la științe politice. Ce părere aveți despre o carieră în politică? Zic, bă, băiatule, dacă ești dispus să fur, să minți, să faci interese de grup, să așa, E foarte bine, dacă nu, vezi de treaba ta, mai fă o facultate sau deși te angajează, că n-ai treabă, n-ai nicio șansă, n-ai ce să faci acolo. Da, stai să te întreb altceva, Sorin, dar dacă ar veni foarte mulți oameni idealiști într-un partid politic, nu contează că e PSD, că e USR, că e PNL, și ar crea o presiune foarte mare de jos asupra liderilor, că ăștia să se schimbe, sau să, sau să plece. Nu te gândești asta. Dacă nu mai vin alții cu idei. Teoria sună bine, dar nu văd. Ei, păi nu, dar da, da, invers, ar fi altfel. Că nu mai intră niciun om de calitate, se creează o gașcă ticăloasă. Nu e cu, acum. N-aș zice că e, că e toată. Dau un exemplu de ministru de calitate, care face doar pentru interesul țării și a făcut fapte incredibile de când a ajuns ministru, acum în guvernul actual. N-aș putea să spun. Deci, unul pe care să garantez să din păcate. Uh, Haideți să revenim un pic la politica internațională și ce se întâmplă. Cel mai mare focar, cel mai mare pericol al uh, zonei noastre este uh, Caucazul. Caucazul este zona dintre Marea Neagră și Marea Carspică. O parte Krasnodar, Rusia, gândește-te, urmează Georgia, urmează Georgia zi, Armenia și uh, Azerbaijan, cele trei state care Mă rog, una e foarte bogată, Azerbaijanul, cu Baku care are ieșire la Marea Carsică și cu rezerve impresionante mm -hmm. de gaz, de petrol Și a, toate astea trei, Georgia, Armenia și Azerbaijanul se învecinează în sud cu Turcia și cu Iranul e, Acolo e o zonă de conflict extraordinar, atâta vreme cât Rusia a fost puternică și ținea bine deasupra Georgiei și deasupra Azerbaijanului este Cecenia, iarăși cu domnul Kadirov care... Pentru mine, iarăși, cu Cecenia astea sunt foarte confuz, că doar s-au bătut cu rușii de s-au omorât sau așa, și acum a sprijină rușii în războiul cu Ucraina. Așa cum s-a întâmplat și cu Vietnamul. Vietnamul s-au bătut, Vietnamezii s-au bătut cu jungla, americanii. Cu Rambo, Rambo a... 1, Rambo 2. Și acum sunt cei mai mari, o să vezi, o să vezi investiții americane fabuloase când în o să bien, mergi am. la Hanoi acum. Din așa ce la cauza? Au la... avut de conștiință sau din motive rațiuni, rațiuni economice? Ți-am zis, Vietnam a fost dominat o mie de ani de boieri, ca să le zic așa în termeni românești, de boieri chinezi care au exploatat țărănimea vietnameză și s-a creat o adversitate pentru China și uh, vietnamezii având de alesind o țară mică și având de ales între China și Statele Unite, în momentul în care URSS-ul s-a retras Uniunea Sovietică, Moscova s-a retras, după căderea Uniunii Sovietice, au ales America pentru că nu au vrut cu chinezii Atât de mare ura pentru chinezi, încât i-au acceptat, acceptat, pe americani. Americanii, la rândul lor, vrând să aibă o bază în Marea Chinei de Sud, că aici e o, o țărmul Mării Chinei de Sud, țărmul estic al Mării Chinei de Sud, e Vietnamul care cuprinde toată coasta în stânga Vietnamului, e Laos și cu, Zidu, cum îi spune țara asta, la altă... Cambogia? Cambogia o mă duc mai, acum. Așa, Laos mai în nord și Cambogia, știu așa. Și uh, Cambogia, de exemplu, a fost a chinezilor, cu crmerii roșii, ăia care da, erau da, cei știu. mai tâmpiți mm -hmm. cu... Uh, mai fanatici. Mai fanatici care au omorât nu știu câți cu Pol Pot. Ai să râs Pol Pot ăla care a fost liderul lor, cum a fost Ceaușescu la noi. Ăsta și-a făcut facultatea în Franța. El era foarte bine școlit, dar și-a dat seama că bă, în sălbăticea asta n-am altă soluție. Trebuie să-i tai pe ăștia, să-i omor, să-i... Unul dintre cei mai sângeroși. Așa și spuneam că Marea Chinei de Sud nord este China cu Hainan, care e o insulă, Marea Chine de Sud are două insule, Hainan, care este chinezească, și Taiwan, care a fost chinezească pe vremuri, a fost ocupată de Chiang Kai-shek, care a fost general chinez sprijinit de american după al doilea război mondial, și acum e mare conflict cu China. Gândește-te ce ironia soarte China, cât e ea de mare și de puternică, să aibă la 200 de kilometri o insulă, Taiwanul, care are 24 de milioane de locuitori, 呃。Uh Dar care face cele mai performante microcipuri din lume. Microcipurile astea din, ai, din telefoane, Știu, din Samsung, șiu. din telefoane. Mm -hmm. Și să măsoară, spun pe scurt, să măsoară în nanometrii, transistori, aia, să măsoară în nanometrii. Gândește-te că un nanometru este a miliardimea dintr parte dintr-un metru, parte în sau a milionimea parte dintr-un milimetru. Un fir de păr are, are 50 de nanometri, 50.000 de nanometri, pardon, ca să-ți dai seama dimensiunea. Și acum îi fac tranzistor de 4 nanometri, adică ceva incredibil de mic la nivelul a. 6 speciale. Uh, au ajuns la o tehnologie care e foarte greu. de nanoboți. Da, foarte greu uh, egalabilă sau copiabilă. Uh -huh. Și uh, tehnologia asta, americanii au investit foarte mult în Taiwan. Și tu știi că noi, uh, uh, a fost partenerul nostru principal comercial da. toată perioada cât am făcut noi business. Eu da. cu taiwanezii da. am lucrat foarte bine. Uh, americanii au, făcu, au făcut foarte mari investiții, tocmai pentru a-i da o anumită autonomie. Pentru China, uh, atacarea Taiwanului, pe care eu consider a 41-a provincie a provincia lor, ei au țara împărțită cum avem noi județe, au și ei provincie. Taiwanul yeah. este a 41-a. Uh, Partidul Comunist al Chinei, care conduce acum China, a, are un risc foarte mare că dacă ar ataca Taiwanul și n-ar putea să-l cucerească, s-ar prăbuși toată China, pentru că înseamnă un eșec al partidului și al conducătorului și al, că spre de sistem occidental, când liderul are un eșec și îl schimbi și vine un altul și să uită tot ce a făcut celălalt, la Partidul Comunist, liderul preia toată moștenirea, bună sau rea, ce s-a întâmplat în, ultim, în ultimii ani, tot el răspunde. Și China acum e într-o dilemă. Uh, ei sunt oricum uh, teoretic uh, chinezii sunt, cei, uh, sunt cel mai viclean popor posibil. Ei evită maxim război, au tot felul de de viclenii, de uh, jmecherii prin care, evi prin care vor să evite războiul. Deci, ăștia, dacă or să vină să conducă lumea, Europa ajunge într-o fază de sclavie generalizată. De asta vrei să spun ceva, de asta nici să și pregătește mâncare alternativă, cu insecte, cu plante, cu. Gândac de cu Pentru... de. Pentru că friptura nu ajunge la toată lumea. De când au început chinezii să mănânce friptură, de când s-au îmbogățit, cineva trebuie să nu mai mănânce, care sunt mai puțin productiv și ăștia da, sunt europeni. europenii. Da, felul de știri la Davos, că a ieșit nu știu care și a zis că un miliard de oameni să nu mai mănânce carne de mâine. Da, să știi că eu, uite, despre așa și spuneam că inteligența artificială, microcipurile astea care se fac acum în Taiwan, hai să o luăm cu începutul. Inteligența artificială face parte din a patra revoluție industrială. Prima revoluție industrială a fost cu aburul și cu mașinile cu abur. Urma a doua revoluție a fost cu mașinile cu ardere internă cu motorină și cu benzină. A treia revoluție industrială a fost revoluția electronică cu Silicon Valley și cu toate procesoarele și cu tot ce s-a întâmplat. Așa și acum este o revoluție a datelor. Deci datele sunt aurul lumii, petrolul lumii. Cine are datele, să știi că tu ai TikTok gratis, de exemplu, că tu e gratis, tu nu plătești nimic ca să intri pe nu TikTok. nu Da, dar ei fac bani o grămadă pentru că se fac reclame. Nu, și nu numai asta, asta e o aparență ei fac, ei strâng date pentru că ei văd de europeanul la ce să uită. TikTok-ul este al Partidului Comunist Chinez și din motivul ăsta eu anticipez că în 2-3 ani o să dispară TikTok. ul păi Și ieși, au ieșit deja din Europa oficial și au zis că vor să interzică tiktok în Europa. Da, înțeles de ce? Pentru că toate datele astea, baza de date, se strânge în China. Și ei îți spun tot felul de teste, văd la ce te uiți, care sunt interesele, înțeleg filozofia și gândirea europeană. Da. Și cu baza asta de date, să stochează niște super uh, servere extraordinar de mari uh, importante de, așa și, pe urmă, să prelucrează uh, datele astea cu niște, cu niște supercomputere. Uh, Supercomputerele astea, nu numai că fac analiză, dar pot face și predicții ce se întâmplă. Uite, de exemplu, știi că a apărut acum un soft... Uh, Chat, nu știu cum, prin GPT. GBT, chat GPT. Se prin care poți să-ți faci și orice lucrare de doctorat de, și în orice limbă. poți. De să... când a apărut chatul ăsta, ăștia spuneau că școala tradițională, așa cum o știm, în câțiva ani, dispare și nu o să mai meargă cu oamenii la școală, că o să fie autoeducare acasă, în cadrul. Adică vorbești cu chat GPT ca și vorbești cu un profesor și pui întrebări ca la un profesor de la școală. și... În majoritatea cazurilor, se răspunde mai informat și mai aprofundat decât cine, un profesor. Cine, deci, asta este inteligența artificială care ce face? Accesează milioane de date uh, stocate, uite de exemplu Washington Biliarde, cred că. Marele ziar Washington Post din America, era într-o fază de faliment l-a cumpărat Jeff Bezos ăsta care are Amazonul. și a băgat inteligența artificială și a, -a scris singur articole în funcție de știrile care și lea singur de pe internet și, de, și din arhiva lui Washington Post care are o vechime de 140 da. de ani deci, toate deci nu mai are nevoie de redactor vrei, sau de, vrei să, faci sau un, de ceva. Pe, vrei să faci un articol pe Orientul Mijlociu și ăsta adună toate datele și se face un super articol Well, pe modelul altor articole nici și de unde a apărut niciun om nu poate face asta, dar poate să-ți facă desene, grafică poate să-ți da. să facă scheme hărți, tot ce vrei, adică e o chestie, așa și spuneam că procesoarele astea, cine e primul în procesoare ăla conduce lumea de exemplu chinezii acum ăștia taiwanezii au ajuns la 4 nanometri, că de-aia ți-am făcut paralela asta cu nanometri chinezii au ajuns la 7 nanometri deci cu cât cobor mai jos cu atât faci procesorul mai mic, cu atât consumă mai puțin, cu atât te ține bateria mai mult la telefon mai mari. și uh, uh, ți, uh, stochezi mai multe date. De fapt, un procesor din ăsta ce face? Are niște punți de intrare și de ieșire care se blochează pe o anumită schemă foarte ingenios construită. Pe gândește cu că telefonul ăsta meu, apropo de telefon, are un tera. Da. Că care... unde s-a pomenit cu 10 ani într-un telefon să intre un tera? Da, nu, era într-o... Băgai... Da, nu era un Terra, nu avea Pentagonul acum 30 de ani. deci spun? Nu avea tot Pentagonul un Terra. Vrei să spun, adică nu avea de unde deci să era o chestiune... Ce vrei să spui cu Azerbaijan? Când ne-am dus în, China, din Azerbaijan, Kyrgyzstan... Da, cam că am sărit. așa, și da, spuneam Zirikistan. că zona asta a Caucazului a fost totdeauna o zonă fierbinte. Pentru a păstra echilibru ca jandarm al zonei respectivă, Rusia, Moscova, ținea acolo cam 30.000 de soldați anual ca să țină conflictul 30 ăsta. De mii, nu mult, 30 de nu-i mult 30.000? 30.000, dar sunt, gândește-te că, nu știu, România are vreo 7.000 de Bine, militari. Bine, au desfințat de la, la Ruștiu că era obligatoriu armata, nu să a zis -a Da, era. da, vorbesc de soldați profesioniști, asta înseamnă înseamnă vreo 7-8 miliarde de dolari pe an gândește că noi avem bugetul tot bugetul de 5 miliarde pe an și tot uh, Caucazul ăsta, toată zona asta dintre Marea Carstică și Marea Neagră era ținută de ruși, adică nimeni nu îndrăznea, era un acord Iranul care în sud pe, uh, Turcia și Rusia gestionau, fiecare avea țara lui, Rusia avea Armenia Uh, americanii cumva cu turcii aveau Georgia până să se certe americanii cu turcii și uh, Iranul avea influență foarte mare în uh, Azerbaidjan. Nu știu dacă ai urmărit știrile, uh, acum deja din Azerbaidjan sunt atacate baze iraniene cu droze cu drone israeliene. Deci e, e posibil să înceapă un război mult mai violent și mult mai brutal în, în zona aia Caucazului, mai puternic decât la din Ucraina. Pe cine ajută războiul ăsta? Păi, în, în primul rând, să redefinești și zonele de influență acolo, pentru că și Turcia e foarte puternică, vrea să ia Azerbaijanul, și Iranul ar vrea să ia zona Azerbaijanului, pentru că e o, o luptă pe resurse, pe cine gestionează. Azerbaijanul e cu petrol foarte mult, nu? Da, cu Baku. Ăștia, rom petrolul al lui Patriciu e al lor, nu? Sau cu e? Da, e cumpărat, e cumpărat de Azeri, să azeri. zicem noi, da. De stat, practic de e stat, a da. statului, nu e o firmă da, privată. Așa, mm -hmm. deci ăsta e un centru, de, un centru de presiune de posibil conflict care stă să or oricând. De ea nu se înțeleg acolo și nu ai cum să... Din motivul ăsta, Putin nici nu mai lasă cecenii să mai vină să lupte în Ucraina. Știi că ca nu trecut de -a. -a tot fălea el, că îi lasă să stea în cecenia tocmai ca să poată să avanseze spre Nagorno-Karabakh, spre zonele astea de conflict mm -hmm. intens. O altă zonă este Orientul Mijlociu. Gândește-te că... Orientul Mijlociu ăsta deservea energetic, a deservit uh, zeci de ani uh, Occidentul, e, uh, în special Statele Unite, care fiind o putere o ec economică și industrială foarte mare, avea și consum de hidrocarburi foarte mari. E, de când Statele Unite exploatează petrol și gaz de șist prin fracturare hidraulică, ei nu mai au nevoie de petrolul și gazul din Orientul Mijlociu. Și ăsta a rămas cumva al nimănui. Chinezii s-au orientat imediat să pună mâna pe... De-asta au relații foarte bune cu Arabia Saudită, cu Qatarul, uh, știi, uh, Bahreinul, care este o zonă, nu știu dacă ai fost, că tu ai... Nu, fost am foarte... auzit de Bahrein, dar n-am ajuns acolo. În, în Bahrein e staționată flota 5 americană, este o, un stat... Uh, pe Marea Arabiei în, 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 în spre în partea de est a Arabiei Saudită și acolo e staționată flota 5 americană, una cele mai mari din lume, cu portavioane, cu sisteme complexe. Pormă este Qatarul acolo, care e cel mai mare exportator de gaz natural lichefiat, unde a fost și campionatul mondial. Da. În zona asta e o, o posibilă, o, o, din punct de vedere geografic, e o zonă de conflict pentru că nu mai are nimănui și toți vor să o ia. Este, de exemplu, Arabia Saudită are majoritatea armatei din, formată din voluntari pakistanezi care sunt. mă rog, e, e foarte complicată ecuația de acolo. Acum hai să urcăm un pic în. în America de Sud, în Nordul Americii de Sud. Avem Venezuela cu Maduro, ăsta care a fost șofer de autobuz și după ce a murit Chavez, fostul președinte, da, da, da. a luat puterea și care e anti-american. Alături de el este Columbia, lângă Venezuela este Columbia, care este americanilor. În sud este Brazilia, care... Acum a devenit a rușilor și a chinezilor. Deci, peste tot sunt zone de conflict uh, care nu mai pot fi gestionate pentru că nu există un consens la nivel mondial și în oricare dintre punctele astea. Dacă Poți încep să mai exbucnească un al doilea război, uh, ca agravează și, și mai mult situația economică, situația politică din orice stat, pentru că noi suntem intercontentați, este globalismul ăsta. Dacă a căzut bursa din Africa de Sud ca să de simte și din România, se da. simte și la benzinăria Correct. noastră, știi? Da. Adică, nu. Efectul butterfly, că știi pe teoria asta, da. că bate un fluture în jungla amazoniană și aici se strânește un uragan, este foarte acceptabil în uh, politica și în economia mondială. Turcia, că te-a interesat Turcia. Turcia este o putere extraordinară cu intenții de a, de a se expanda. Uh, vrea să avanseze spre Irak și spre Siria. Kurdistan. Spre Siria. Kurdist, oh, și pe Kurdistanul irachian să ocupe tocmai pentru că ei au și o populație curdă foarte majoritar, foarte da. puternică în estul Turciei care le-ar putea face probleme și tot pentru trasee energetice, pentru că multe hidrocarburi din Golful Persiei, din Orientul Mijlociu, ar trebui să treacă prin Turcia și să ajungă în Marea Neagră și de aici să alimenteze Europa. Deci sunt niște zone de conflict. Încă o dată spun, România are premier militar pentru că suntem într-un război mondial, așa cum în al doilea război mondial am avut premier pe Mareșal Antonescu militar. De ce crezi că era militar? Tocmai pentru că majoritatea problemelor erau de natură militară. Militară, da, bine, e altă situație, altă. Eram implicați direct în război. Și acum era... nu suntem? Păi nu suntem direct în război. Acum ne spun stăpânii noștri, trimite și voi acolo așa, întrenați pe aia, faceți de lăsați niște soldați să vină aici, adică acum suntem la altă, pe alte poziții, să zic așa. Doar că nu mor români, deși vrei să spun ceva din informația pe care le-am, sunt mulți voluntari români care se duc, am că niște, primești și o mie de euro pe zi să meargă în Ucraina, în special... Mercenari. Mercenari și se duc și da. luptă... Da. Îți dai seama că niște bani pe care nu e oriunde Hai să nu epuizăm toate subiectele acum. Să ne vedem după ce mă dor din Vietnam, adică în săptămâna aia 13-18, că după aia plec în Israel cu Damiana în file și cu așa. Și să mai continuăm atunci, ca să... Solina, oricând... Uh subiectele dezbătute cu tine sunt extraordinare. fă o predicție, că tot am vorbit de alegeri în 2024. Cine crezi că o să fie președintele României în 2024? ți dacă mă întreb pe mine așa cum arată lucrurile și cum sunt pregătite din toate punctele de vedere, Mircea Joana va fi. Eu merg cu Ciucă. Pe, locul 2, Ciucă. S-ar putea să nu mai vrea el. El să știi că este un tip destul Cresc de retras. Crezi face ce vrea el, Ciucă? Nu, dar... Sau ce se impune? sau... O... El e militar, îi spune, băi, Ciucă, te duce nu acolo. militar, acolo. dar și militarii după anumită vârstă să retrag. Bă, știi care e treaba? Gata. Nu cred că e de capul lui să zică el că gata. Cred că îi zic băieții când e gata. Adică el nu mai este în postura, acum când vorbim noi aici în ianuarie, sau suntem în februarie, nu suntem, în ianuarie 2023 în care să zică gata sau să zică merg acasă sau sunt obosit sau mi-e foame sau ceva. Nu cred că mai e în postura asta, părerea mea. Da, s-ar putea să candideze amândoi și care are mai mare tracțiune și mai mare priză la populație la să devină președinte, deși contează foarte... Deci mult. tu mergi cu Joana, nu, eu merg cu Ciucă. Eu n-am zis că... Hai să facem o predicție. Nu, am zis că amândoi zis. merg. Acum depinde cum se aranjează da, lucrurile da. și care e mai de... Amândoi sunt de încredere. Gândește-te și uh, Ciucă are West Point, cea mai prestigioasă universitate americană militară și, mai cea mai prestigioasă din lume. Asta e, un, asta e un punct extraordinar de încredere pentru NATO. Îți, îți dai seama da. ce ar însemna să pui aici unul cu risc. Cu, trad cu școala ca... de la Moscova, ca lui Iliescu, sau nu? Sau cu are spion dublu sau sunt riscuri. Acum îți dai seama că te caută da. până la șaptea generație. Și... Bine. Ăsta a fost podcastul de astăzi, dragilor. O să plec uh, poimine în... Uh... De fapt, când vedeți voi acum podcastul e mâine, că eu o să vi-l pun mâine, adică luni. O să plec în Vietnam, Cambodgia, mă întorc pe 12, după care stau o săptămână aici, o să mai fac încă un podcast cu Ștefan, să continuăm discuția asta pe partea de politică globală, mondială și așa mai departe. Și după care o să plec pe 18 în Israel cu Damian Amfile, cu Părintele Radu și cu niște noriași de la Biserica Izvorută Mădurii, de la, de la Ineu. Și o să ne vedem cu Ștefan, deci în săptămâna 12-18. Mersi mult de tot, Ștefan. Mi-a fost o reală plăcere și ca de mulțumesc obicei. pentru invitație, și... Sorin. Și... Am aflat o grămadă de informații noi și predicții și sper că nu v-am plictisit. Adică după, cu, după feedback-ul care am despre Ștefan, cred că chiar din contră, nu că nu v-am plictisit, dar cred că v-a făcut plăcere. Doamne ajută să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Mulțumesc mult, Ștefan. Mulțumesc mult. Doamne ajută. Doamne ajută.